ieri. Nu, Dumnezeu a spus de motiv. În ziua dumneavoastră de acceptator. Prezența Consiliului Local este mandatată. Din 17 consilieri validați, 17 sunt prezenți. Declar ședința deschisă. Cu aprobarea dumneavoastră, cu acceptul dumneavoastră, am să dau ordine de citire, ordine de zi, în poziția în care sunteți dumneavoastră. Mă uitim la vot. Procesul verbal din 26 aprilie. Dacă sunt discuții sau completări la procesul verbal, de data respectivă. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Cine este împotrivă? Unanimitate, a fost votat. Dau citire ordinei de zi, așa cum a fost redactată. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Grozdau Ion, președinte de ședință pentru luna iunie 2018, inițiator primarul orașului Vâlcea. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 600 metri pătrați, aferent imobului construcției situat în strada Eremia Grigorescu numărul 6, oraș Târgoviște, edificat pe teren concesionat. Inițiator primarul orașului Târgoviște. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea actului constitutiv al Societății Comerciale Util Corseca SRL, aprobat prin hotărârea Consiliului Local Târgoviște numărul 67 din 20.07.2017, cu modificările și completările ulterioare, inițiator primarul orașului Târgoviște. Proiect de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, județene și interjudețene sau regionale, organizate în anul școlar 2017-2018. Inițiator, primar, oraș Târgoviște. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind închirierea, în condițiile legii, a unor suprafețe pe teren aflate în inventarul bunurilor aparținând orașului Târgoviște. Inițiator, același primar al orașului Târgoviște. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice, de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanță a UAT Târgoviște, în cauza privind debitul orașului Târgoviște față de Consiliul Județean Bacău. Inițiator, primar oraș Târgoviște. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife practicate de 10 companii utilități publice Târgoviște, ESA. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Târgoviște, al domnului inginer Cernea Mirea, inițiator primar oraș Târgoviște. Punctul 9. Informare privind adresa 10 Compania de Utilități Publice ESA, numărul 1075, din 11.05.2018, înregistrată la primăria orașului Târgoviște, sub numărul 5893, din 11 mai 2018. Și punctul 10. Întrebări, interpelări și, bineînțeles, răspunsuri. Supun la vot ordinea de zi, așa cum este redactată. Cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Începem cu proiectul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Grozdau Ion, președinte de ședință pentru luna iunie 2018. Comisia juridică acordă disolvarea. Dacă sunt discuții, observații la acest punct, dacă nu supun votului, cine este pentru? S-a votat în unanimitate. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 600 de metri pătrați, aferent imobilului construcție situat în strada Eremia Grigorescu, numărul 6, oraș Târgoviște, edificat pe teren concesionat. Comisia juridică acordă aviz favorabil cu două opțiuni. Comisia economică? Dacă sunt discuții înainte de a trece la vot pe acest subiect, sau dacă mai vreți lămuriri? Eu zic să avem în sală pe solicitanți, dar posibilitatea să ne spună de sau câteva lucruri și poate să ne spună. Da, în cer scuze, trebuia să prezint, avem și pe domnul Munteanu, cumpărătorul acestui spațiu, și cel care a făcut această cerere și cu permisiunea lui am să-i dau cuvântul să ne aducă câteva informații în legătură cu acest lucru.
Vreau să fiu foarte succint în fața Consiliului Local. Sunt și eu, ca și unii din dumneavoastră, un mic întreprinzător. Am încercat de întotdeauna să fac ceva pentru oraș, pentru mine și de foarte multe ori mi-a reușit, ca să fiu și puțin lăuderos. Vreau să spun că am două societăți, adică Secenel Comar, care este pe raza orașului Târgoviște și care, sigur că atât cu salariații, cât și cu spațiile care le are, ea varsă niște impozite și taxe aici. Este vorba de parterul de blocuri de la G7 și cu încă niște lucrări care are niște imobile și terenuri de la Sălin Moldova, dar ea este pe raza orașului Târgoviște. De asemenea, societatea care dorește să cumpere acest teren concesionat este SC Eurovacanța, care tot la Târgoviște și impozitele și taxele atât pe salariați cât și pe teren și celelalte pe mașini sunt plătite la Consiliul Local Târgoviște. De asemenea, vreau să vă zic că eu am venit fără să ne deranjez, cred, pe nimeni. Am participat la această licitație acestui model, la care 2 ani de zile n-a participat nimeni. Și am participat, din câte știți și dumneavoastră că ați aprobat în ședințele anterioare, procurarea a fost de 14 miliarde și 800 de milioane, iar acum se dorește completarea cu terenul, pentru că noi am depus documente la domnul Dimitriu Vlad, ce mi dorește ca să informeze arhitectul, pentru a realiza ceea ce înseamnă extindere, recompartimentarea acestei unități. Și o să vedeți că am făcut certificatul de urbanism. Acolo am cerut tot ceea ce înseamnă ce dorim să facem la acest lucru. Estimările costurilor de investiții sunt de 832.500 de euro pe acest imobil ca să fie la cheie. Vorbesc numai de construcții. Dotarea urmează să fie în continuare. De aceea eu am accesat acest proiectant și ceilalți proiectanți de proiect care fac proiectul european în vederea lor unui proiect de 1 milion de euro pentru realizarea acestei investiții, care va avea, așa cum știu cei care se ocupă, peste 30 de salariați, pentru că vă dați seama de la recepții, bucătării, tehnic, ospătar și, bineînțeles, vreau să vă zic că va fi o noutate pentru Târgoviște că suntem în subcontract cu Techergiolu, de unde aducem nămol de la Techergiolu, deci acest complex va avea și bază de tratament. Pentru cei care nu știu, se va completa partea din curte cu camere pentru ca să fie nu numai pe o parte camere, să fie pe ambele părți camere, se va ridica un etaj și masardă. Adică de aceea este această valoare de investiții și am venit cu rugămintea, pentru că aceste proiecte europene nu se pot aproba, mai ales la pe axa aceasta, dacă nu ești proprietar într-o totul pe tot ceea ce e acolo, investiția respectivă pe teren și clădire. Sper că cei care au analizat în comisie, au gândit, au cântărit și aștept votul dumneavoastră, considerând că prin ceea ce vom realiza aici, noi ca societate, vom veni în completarea ceea ce înseamnă mobilarea stațiunii Târgoviște cu încă ceva, care să fie și de bun augur, de aceea mă lupt să iau acest proiect, că știți că nu este ușor deloc, și să fac ceva care să fie plăcut, să ne mândrim și noi în oraș, că avem
poate și primăria va avea nevoie de anumite spații de acolo, că o să fie și spații pentru anumite tildinguri. Dorim să facem o chestiune cât se poate de complexă pe acel teritoriu. De-aia am venit la dumneavoastră să vă zic și cine dorește alte amănunte, pot să spun. Nici eu, ca să fiu sincer, nu sunt așa de pregătit că aș fi vrut neapărat să cumpăr, dar asta este obligația, că altfel n-am ce face. Și de-aia vin cu rugămintea la dumneavoastră să aprobați cumpărarea de societatea noastră acestui teren. Dacă mai sunt, să vă spun. Îmi permiteți să vă încadrez la o întrebare? Da. Pentru proiectul care l-ați inițiat, nu e ușor, dar întrebarea mea sună în felul următor, v-ați gândit cumva și la locurile de parcare, pentru că orașul Târgovna este lovit și se lovește în continuare de această situație. Sigur, am gândit acest lucru și, ca să fiu sincer, n-am dezvoltat ideea, pentru că, știți, nu pot să prind păsările de pe gard. Când o am în colivie, atunci știu cum să o îngrijesc. Acolo se pot realiza, după opinia mea, locuri de parcare și pe partea de către trotuarul din parc și partea altă, sau dincolo de construcția domnului Cristi Panțăru, unde probabil și dânsoarul putea să aibă nevoie de așa ceva. Oricum, vă dați seama că o unitate hotelieră nu poate să fie autorizată până când, conform normelor de clasificare în turism, până când nu asigură 20% din spațiile de cazare cu parcare. Numai când am dezvoltat ideea, nici nu mă gândeam atunci, la momentul ăla, ce și cum. Oricum, acolo o să fie posibilitatea de a să gândi așa ceva. Dacă vreți să vă zic că noi nu putem să intrăm în partea ce înseamnă monumentul, dar în celelalte părți poate găsim îngăduirea, fie prin închiriere, concesionarea terenului pentru parcare, pe lângă acest complex, în spate acolo la domnul Panțăru, că și probabil și dânsul avea, poate că o să facem împreună o parcare, pentru că oricum lucrurile nu vor sta pe loc. O să zic că atâta timp cât în oraș am văzut, s-au făcut câteva piscini sărate, deja s-au mișcat altfel lucrurile. Ștrandul de la Sarina aduce altceva față de ce era înainte. Și atunci, de-aia m-am gândit și eu să... De fapt, eu m-am gândit și pentru Zălic, pentru că la Zălic avem un centru de recuperare și tratament pentru copii și adulți singurul din Moldova, adică pentru copii, că adulți este și celălalt. Și de aceea am contactat acest... Și este și o investiție în plus, pentru că trebuie să recuperăm 50% din nămol. Acest nămol, care era cel de la Techebio, trebuie recuperat. Va fi o bază care va fi benefică și poate și nouă celor care ne aflăm aici. Da, cu răspuns, domnul vice. Mulțumesc, domnul vice. Orașul Târgovna este un oraș stațiune și are nevoie de turiști, cât și de oameni care se aducă turiști. Domnul Munteanu a demonstrat, prin fapte, nu prin vorbe, că este unul dintre cei mai buni în promovarea turismului în zonă. Dacă la Slădin Moldova administrează un hotel și o vilă, nu am să-i dau numele, pentru a nu se considera reclamă comercială, de asemenea un hotel în Sovata, eu îi mulțumesc că vrea să investească și în Târgovna, pentru că este un adevărat profesionist și îl felicit și îi doresc succes și vreau să-l susțin, pentru că de astfel de oameni avem o nevoie care este prezent la toate gândurile de turism, este prezent în țările vecine, și vă dau succes. Vă dau și felicitări pentru că vreau să vă rămâneți la o altă și altă muncă. Muncă, dacă și eu m-aș pricepe așa ca dumneavoastră, dar nu mă pricep atât de bine ca dumneavoastră. Felicitări! Mulțumesc, domnul vice. Dacă mai vreți să ne vă spun, domnul vă rog. Da,
Trebuie apreciat efortul pe care l-a făcut domnul Munteanu în gestionarea acestui spațiu și faptul că vrea să dezvolte și să facă ceva necesar pentru orașul nostru în domeniul turismului. Cred că trebuie să fim de acord să încurajăm astfel de oameni, pentru că acolo vor lucra oameni angajați în orașul nostru cei mai mulți, deci se vor crea locuri de muncă. Cunosc parte din parteneriatele pe care le-a realizat de-a lungul timpului domnul Munteanu cu țările vecine. A fost, în schimb de experiență, în delegații chiar cu o parte dintre noi, dintre colegii consilieri, în deplasare și ne-a reprezentat la anumite discuții. Efortul pe care îl face, cum spuneam, este unul consistent și de durat. Ceea ce vrea să facă pentru zona unde a amplasat acel obiectiv, zic eu că poate crea o transformare plăcută ca imagine și nu numai pentru zonă. Eu zic că trebuie să fim de acord, mai ales că suprafața pe care a concesionat-o era deja, pe ea era construit această clădire pe care vrea să o transforme într-un interes turistic pentru localitatea noastră. Votul meu va fi pentru că, într-adevăr, orașul are nevoie de astfel de oameni de investiții. Dacă mai are cineva de completat, lăsăm pe domnul Bucan. Da? Bine. Domnul Bucan, dacă tot, ca domnul primar, dacă tot are intenția să ne dea niște explicații lămuritoare, mai am și o întrebare chiar cu cartea asta și explic. Dacă la momentul achiziției acelei clădiri, când a achiziționat-o domnul Munteanu, dacă știa că acel teren pe care se situează clădire este concesionat, este la Consiliul Local de la Oate Tărbocă, în speță, și dacă a luat în calcul chestiunea aceasta, adică că nu va putea fi vândută și va rămâne în concesiune, în continuare. Deci asta era întrebarea pe care după aceea o să mai vreau încă o dată să răspund la întrebare, nu vreți să le deci, nu cred că trebuie să luăm în calcul dacă știa cât costă, cât nu costă. Noi trebuie să gândim dacă îi dăm viață turistică la acelei locații. Asta să o lăsăm să fie moartă sau să o lăsăm. Sau să-i dăm viață. Aici trebuie. Iar dânsul vrea să-i dea viață și este un profesionist. Iar noi mai rar întâlnim oameni care să vină să investească. Da. Păi da, cu toate... Deci vreau să reclamez pe domnul Bucur că a știut situația juridică a acestei unități și vreau să vă spun că în momentul în care am mers cu arhitecția acolo, mi-a spus, fără să fiu lipsit din modestie, domnul Vlad Dimitriu, am lucrat cu el și când am făcut reparații la hotelul Venus, unde a fost director, a zis domnul Munteanu, nu vă reprezintă unitatea asta să o faceți pe, numai pe această felie. Pentru că, de ce vreau să vă zic, este o foarte mare investiție, este o foarte mare, un foarte mare efort financiar și eu aș vrea să fac ceva să nu fie de mântuială. Așa, să știți că pot foarte frumos să dau jos pereții de acolo unde se plătea gazul, fac un bar și o recepție de mântuială, vreau, fac repede camerele, le recompartimentez, nu mai pun lift, de exemplu, merg pe centralele alea care sunt așa cum sunt, deci în condițiile în care cei, chiar arhitecții și cei care au venit, domnul Rabel de la Rezistență și alții, domnule, nu merită dacă face investiții și acum fiind și această posibilitate a fondurilor europene, haideți să o facem ca lumea. Dacă dumneavoastră vreți să rămânem cu un chiler, ca să zic așa, să mă explic cu ghilimele de rigoare, este altă problemă. Eu am luat în calcul toate treburile, dar în același timp am luat în calcul și faptul că există lege prin care se pot cumpăra concesiune și nu sunt primul caz.
mai au fost cumpărate și alte concesiuni și m-am gândit și la acest lucru. Ce să lucru cinstit, mai ales când arhitecții, am avut un grup de arhitecți de la domnul de la Brancea, foarte, foarte plinit și acest domn din Fiul Vlad, care mi-a zis, domnule, păcat să nu faci ceva, că este chiar în centru, adică să fie și ceva reprezentativ, nu facem ceva ca să ne aflăm în treabă. Și bazându-mă pe chestiunea că sunt posibilități prin aceste fonduri europene, pe faptul că nu există o legislație care împiedică cumpărarea acestor concesiuni și faptul că, ca să fiu sincer, am gândit că Consiliul Local va fi de acord pentru că fac ceva pentru oraș. Este foarte adevărat. Este făcut și pentru mine, dar în același timp orașul, așa cum avem câteva obiective prin care se întrește orașul, va fi și asta. Pentru că aș vrea să vă spun, cu cât vor fi mai multe locații, cu atât mai mult va lua viață și ceea din parc. Pentru că acolo este o bază care, zicem, o bază care putea fi bază de tratament, care încă nu funcționează la valoarea ei. Și prin aducerea, eu aduc un medic la aici, doamna de la hotelul Orgura, doamna Ivanov, are un medic și a mai devenit un medic, eu mai aduc și eu un rezident, adică se va contura și aici acel nucleu de balneologie. Asta este răspunsul meu, dacă n-am satisfăcut în acest lucru. Deci, pe scurt. Da, da. Deci, pe scurt, arhitecții mi-au dat sugestia și am zis, domnule, din păcat să nu ieși fonduri, nu e niciun eveniment că Consiliul Local n-are de să nu aprobe cumpărarea, că nu vreau altceva decât ceea ce este ocupat. Deci, întrebarea era o singură frază. Adică, dacă la momentul când va cumpăra, în planul dumneavoastră de afaceri, pentru că fiecare om de afaceri îmi cumpără ceva, participă la ceva și face un plan de afaceri. Și intenționează, se facă, se cumpere. Deci care se modifică. Care se poate modifica în timp. Dar la momentul achiziției, ați avut un plan de afaceri. Și la, în planul respectiv de afaceri, știați că este concesionat, valoarea concesiunii și ce se întâmplă în situația și de favorabilă, să zicem. Deci, nu m-am gândit la asta, probabil pentru că atâta timp noi și avem voie să cumpere concesiunii, dar nu m-am gândit. Dar nu m-am gândit nici atunci, la momentul când am cumpărat și am participat la citații, că eu voi fi un pic strâns cu ușa să cumpăr ca să pot participa la acest proiect european. Și mai am o întrebare pentru domnul primar. Dacă noi, în momentul achiziției, am avut de știre că se vinde acea clădire și dacă, în calitate de proprietar al terenului de sub clădire, dacă am fost informați și dacă ni s-a solicitat ca să putem să ne exercităm dreptul de preemțiune, în a achiziționa Consiliul Local acea clădire, că poate era interesantă și pentru Consiliul Local, pentru comunitate, să dezvoltăm o policlinică, un spital de zi, de noapte, de... nu știu. Și să-l fi adus în atenția Consiliului Local, pentru că administratorul tuturor terenurilor în acest oameni este Consiliul Local. Deci doar Consiliul Local putea să-și exprime dacă da sau dacă nu, pentru acest drept de preemțiune. Și dacă domnul primar are la conștiință, dacă există vreo adresă către o atetă bună, și puteam să ne exprimăm și noi dreptul de preemțiune, sau nu? Întrebare. Proprietarul clădirii Delgaz, cum se numește mai recent, a făcut o adresă acum un an de zile în care ne-a solicitat dacă suntem de acord ca în cazul în care se va înstrăina sau clădirea, dacă contractul de concesiune va fi transferat noului proprietar. Și am să spunem decât da, pentru că în cazul în care nu concesionez, nu transfer contractul de concesiune, trebuie să-l despăgubesc pe cel care are clădirea. Păi nu am știut că Delgazul dorește să vândă și nici nu ne-a întrebat nimeni dacă suntem interesați de această construcție. Eu am dorit să punctez alte două chestiuni. Faptul că
o clădire în oraș care de 2 ani de zile nu mai are activitate și care nici perspectivă mai nu avea să poată fi folosită, fiind o clădire proiectată pentru birou, a fost cumpărată, este foarte bine. A fost cumpărată de un cetățean al orașului și care are și societăți în oraș și este așa un lucru foarte bun. Că în această clădire nu este altceva decât se face o bază de tratament și un hotel, iarăși este un lucru benefic pentru noi. Faptul că se face o bază de tratament care nu mai există în zonă, pentru copii și apare și un tratament cu nămol, care în combinație cu apele minerale din parc, care au ca și indicație tratamentul aparatului locomotor, chiar și este un lucru foarte bun. Eu cunosc și am fost și domnul Munteanu în Ucraina, la Sergievka, unde există un sanatoriu pentru copii foarte bine dotat și unde se practică aceste tratamente cu nămol. Și având în vedere și activitatea dânsului în domeniu, cred că este iarăși un lucru bun. Faptul că a solicitat un certificat de urbanism în care spune foarte clar că dorește etajarea, masardarea, asta presupune și lift, având 4+1, și că pe toată suprafața de 600 de metri pătrați dorește să asigure toate circuitele de zare, pentru că va trebui să obțină autorizare pentru hotel, chiar și este un lucru bun. Cred că noi ca și Consiliul Local și ca noi ca executiv trebuie să stimulăm orice inițiativă în dezvoltarea orașului și de aceea am venit în fața dumneavoastră cu această propunere și cu raportul făcut de un evaluator independent care a stabilit valoarea minimă de la care se poate porni. Nu putem acest teren să-l dăm altei persoane pentru că el are niște sarcini, are o clădire pe el. Poate cuvinte, nu poate să-l cumpere decât domnul Munteanu. Și ultima problemă care, într-adevăr, cred că atârnă suficient de greu, este faptul că promovarea unui proiect. Deci situația lor actuală a contractului de concesiune este următoare. Au pe 25 de ani, care s-a expirat în 2018, el s-a prelungit conform legii încă 12 ani, iar promovarea unui proiect pe fonduri europene, pe port, necesită să existe în proprietate spațiul, dar mai mult decât atât, și cel care face investiția trebuie să aibă garanția că este proprietate. Că noi am și l-am propus acest punct de ordine de zi, în speranța că, având în vedere că trebuie să susținem orice activitate pe linie de dezvoltare turistică a orașului, să fim de acord și cu aprobarea cumpărării de teren. Mulțumesc! Domnul președinte, vreau să nu fiu prea insistent, dar că pe acest spațiu nu se putea face o unitate spitalicească. Știți că unitățile spitalicești sunt cu un regim aparte, mai ales că imediat acolo sunt blocurile ANL-urilor. Deci nu putea fi sub nicio formă, nu are nici utilitățile necesare. Eu în acest ca și complex de tratament și balneo este cu totul altceva. Noi nu folosim, nu aducem virus, nu aducem persoane cu boli cronice. Deci este un complex hotelier balneo ca orice complex din orice localitate. Singurul lucru, eu aș fi bucuros, dacă vreți, haideți să facem, punem mâna de la mâna amândoi, domnul Bucur, și facem un spital. N-am nimic împotrivă. Numai că să nu uitați că un medic costă 85 de milioane... Nu, un medic costă 85 de milioane pe lună salariu. Și după aia mai băgați și 40 milioane asistențe și câte trebuie pe acolo? Nu cred. Eu vreau să vă spun că soția și fiica mea chiar au fost supărați că m-am apucat de această investiție, pentru că sunt mulți bani, sunt economiile mele și nu numai că am făcut și împrumut în bancă, nu mi-e rușine să o spun, împrumut care trebuie să-l garantez prin această dezvoltare, că dacă nu fac această dezvoltare, nu o să-l pot rambursa. Și în același timp
sunt deschis la orice colaborare. Numai, numai azilul pot să fac, pentru că nu pot, nu găsesc forță de muncă. La azil, știți, sunt probleme cu persoane care nu le poți transporta, nu le poți muta și e foarte greu. Dar în rest nu am niciun stres. Doar eu, din experiența faptului că începând de la Moscova până la Berlin am fost la toate cercurile de turism, Viena, Praga, Budapesta, Odessa și Kiev, vreau să vă zic că am o experiență și știu ce vreau să fac și o să promit, dacă mi se permite, că nu o să dezamăgesc Consiliul Local cu această unitate. Și în același timp, îi spuneam și vecinului Panțăru și domnul Rozal, niciodată nu o să fie concurență între noi. Noi trebuie să ajungem la ideea ca să dezvoltăm într-un tot unitar ceea ce vrem să facem. De-aia vreau eu să aduc și am făcut acest contract cu Techeviol. O să fie și un contract cu Salina pentru sale, pentru piscină sărată, adică o să fie și un mini spa acolo. Dorim să facem ceva frumos. Aștept să vedem. Întrebarea. Câte locuri de muncă estimați că veți avea? Cred că vreo 30 de locuri și dacă vrea cineva, le pot enumera. Adică în momentul când avem o recepție, trebuie să avem minimum 4 persoane în recepție. O să fie obligatoriu un bar, că vreau să fac un bar care să fie deschis toată noaptea. Deci un bar de recepții, păi să vă zic că de multe ori am avut, am întâlnit oameni care noaptea vreau un pachet de țigări și nu avea de unde să-l cumpere. Și a doua chestiune o să trebuiască, nu, e de zâmbit, dar să știți că sunt oameni care prea la 12 noapte la unul să bea o bere și nu mai e deschis. După aia o să fie bucătăria care implicit o să fie cel puțin 3 persoane, că domnul Grozavo are bucătărie și știe pe tură. O să fie o spătar care tot așa cel puțin 3, dacă nu chiar mai mult, barman, cameristii care minimul 3, după aia la bază de tratament o să fie mai multe persoane. Am spus, noi în planul de afaceri pe care am intrat în Bucura, am estimat între 30-35 de persoane vis-a-vis de ce putem să facem. Că vă dați seama, dacă avem mini-spate, să avem și acolo un responsabil, trebuie să avem un masior, dincolo la Nămol iarăși o să fie masior, adică o să fie cu totul și cu totul alte specialități față de cele ce sunt în oraș. Masaj cu Nămol, o să fie băi din Nămol și așa cum domnul Bucu știe că a avut ștrangul de aici, trebuie să ai grijă la orice bai sau ștrang, să asiguri pH-ul și să asiguri tot ce înseamnă ca omul să nu aibă, a zis la feris, o da la trezor când i-a venit rău în lea, din cauza că n-a fost ferisit piscina respectivă. Nu din altă cauză, la fel de termen. Inclusiv un director sau manager? Bineînțeles, vor fi director, vor fi, asta îi ziceam cu doamna Lenuța, că poate îi vorbesc cu ea ceva, contabil și director economic. Adică, ce se întâmplă? Doamna Leulea, când a început la noi, mă mândresc și eu că a început la noi activitatea și sunt mândru cu ceea ce știi să facă. Da, mulțumim, domnul Teanu, că a explicat ce care vrea. Dacă mai are cineva de discutat, domnul Filie, deci, domnul Munteanu, cu tot respectul pentru inițiativa dumneavoastră și nu pune, cred că, nimeni din cadrul Consiliului la îndoială nici experiența dumneavoastră în ceea ce privește turismul și nici intențiile bune pe care le aveți. Dar pentru că sunt unele, să le zicem, puncte neclare pentru unii colegi și pe care eu chiar le-am sesizat, v-aș ruga dacă puteți să ne spuneți cât vă încurcă dacă lucrurile sau dacă această decizie a Consiliului Local s-ar amâna cu o lună pentru a ne pune la dispoziție eventual aparatul economic al executivului, o analiză din care să reiasă toată prezentarea dumneavoastră inițială, adică în material, să fie prezentată toate încasările pe care dumneavoastră le aveți la primărie. Plățile care le aveți la primărie, nu în casă. Iar în altă ordine de idee, actul normativ, dacă e posibil, legislația, în sensul care prevede că vă încurcă faptul că nu sunteți proprietari pe teren, că vă încurcă în accesarea fondurilor europene. Este laudabilă, cum v-am spus, inițiativa, dar pentru că în material
și pe bună dreptate. Unii colegi au semne de întrebare și sunt discuții și în afara Consiliului. Chiar în rândul cetățenilor de o asemenea problemă. Unii chiar fac aprecierea și spun, domnule, nu e nicio problemă dacă ai teren concesionat ca să accesezi fondurile europene. Dacă puteți să ne spuneți dacă este târziu sau o problemă de o lună. Deci, în primul rând, colegii din cel Consiliu, care nu face proiectul de la Iași, a zis, domnule, nu mă pot să fac fără să am această proprietate întru totul. Al doilea lucru este că această axă pentru 1 milion de euro de la Europa nu se poate lua pe terenuri concesionate sau pe chestiuni care nu sunt în clar cu proprietatea. Eu vreau să vă spun că sunt surprins de faptul că fiind și alte concesiuni cumpărate, nu înțeleg de ce așa greu se poate definitiva chestia asta. De ce? Pentru că eu nu vreau să încurc, nu vreau sau să zic că, domnule, am luat și nu fac ceea ce am promis, n-am cum, pentru că sunt obligat că dacă nu iau fondurile respective, nu pot să demarez ceea ce vreau să fac. Și dacă aș pune pe lângă cei 832.000 de euro și dotarea, o să vedeți că, indiferent cât ar fi societatea de mare sau de profit cu profit, nu poți singur să faci așa ceva. Iar faptul că am solicitat această concesiune, nu mi se pare deloc că ieșit din comun, chiar dacă vreau să vă spun că SCE, Eurovacanța și Nercomar și fostul Infocablu, toate societățile acestea care le-am avut Consoconstruct au venit la Târgu Ocna de-a lungul anilor, din 91, de exemplu, vin cu niște realizări, mai mici sau mai mari, în Consiliul Local. De aceea și nici nu am făcut niciodată probleme, nici restanții, nici... De-aia am zis că, efectiv, această și așa am întârziat o lună, că de fapt de luna trecută, proiectantul mea zonă, nu pot să dau drumul, că nu lucrează ceilalți. Că sunt proiectul de tehnic, este proiectul, în primul rând, proiectul de autorizație, proiectul tehnic, proiectul de proiect european, care e pentru proiect european, după aceea sunt proiectele de instalații, pe... și a zis, nu se facă nimeni, că dacă nu-i ca lumea, nu iese proiectul. Și ce ne plătește? Și vreau să vă zic că valoarea proiectării, doar a proiectării, este de 23.500 de euro, numai proiect. Deci, sunt foarte mulți bani. Eu acum n-am ce face și vin să iau 600 de metri de teren. Am suficient teren în Târgu Ocna. Însă este foarte mare valoarea pentru ca să nu obțin acest grant de 1 milion de euro de la Uniunea Europeană. Dacă Consiliul Local se împotrivește, dar situația extrem de regulă. Situația extrem pentru fondul european, e obligator să fii proprietatea terenul concesionat. Pe clădirile, pe terenurile care au deja o entitate definitivă și vrei să investești ceva în interior, să transporti gratuit și eu știu o anumită formă, utilitatea acelei construcții, nu e nevoie, poți să fii și pe teren concesionat. Dacă pe un teren concesionat vrei să fie extins, nu poți să o faci cu fondurile europene. E clar. De-aia a și spus-o proiectantul că nu s-a apucat să meargă mai departe până că nu are dovada că e proprietate. Da, așa. Cred că mai cu mult domnul Bucă se pregătește doamna Leoleanu. Deci eu cred că ne-am apărut tare, tare la acest. Noi avem în ordinea de zi, dar să vindem sau nu vindem în terenul concesionat. Partea de mai departe, ce dorește domnul Mundeanu să facă și mai nebăneștenda meu și cu toată dragostea și aș vota și sunt pentru și lăudabilă inițiativa. Dar, până la urmă, noi suntem aici în calitate de consilieri și trebuie să fim consecvenți cu noi înșine și să vedem că domnul Mundeanu a făcut referire când s-au mai vândut alte concesiuni. Niciodată n-am întâlnit situația asta de acum, adică
primăria să fie proprietară pe un teren care l-a concesionat către Delgaz. Delgaz își încetează activitatea, primăria nu își exercită dreptul de preemțiune, cineva îl cumpără și imediat după asta vine și solicită trecerea de la concesionare la vânzare. Ba mai mult decât atât, dacă intrăm pe fondul problemei, și aici sunt mari discuții, s-a făcut în pripă și mare viteză, s-a făcut o evaluare, care și aici eu am o chestie de suspiciune. Cred că ar fi trebuit domnul primar să întrebe întâi Consiliul Local dacă vom fi să dăm un acord de principiu pentru vânzarea acestui teren ca să treacă la evaluare. Când, de exemplu, dacă noi nu o să fim de acord cu vânzarea, înseamnă că s-au cheltuit niște bani cu evaluarea de comandă. Dacă ne ducem și ne uităm la sumă, o să constatăm că am cumpărat mai scump și vinde mai ieftin. Dacă ne mai ducem mai departe să vedem tratament egal pentru toți ceilalți cetățeni care au solicitat vânzare de terenuri, să vedeți că în cadrul anterioare, în Comisia Economică, noi de fiecare dată am spus că este de preferat să păstrăm concesiunile, pentru că odată vândut un teren, este gata vândut, nu mai ești proprietar. Odată îl vinzi, nu îl vinzi de două ori. Dacă l-ai în concesiune, îți iei concesiunea, contravaloarea pe concesiune în fiecare lună, iar la sfârșitul perioadei de concesiune poți să-l faci altceva cu el. Eu nu sunt convins de ceea ce domnul Munteanu ne-a spus, în sensul că nu poate să dezvolte proiectul decât dacă este proprietar. Și eu am convingerea fermă, uitându-mă la gradul de absorpție a fondurilor europene, a granturilor, la tot ce doriți dumneavoastră, sau a proiectelor aprobate, chiar dacă vindem acest teren, avem șanse mari, majore, ca acest proiect totuși să nu se îndeplinească. Și atunci, ce facem? Îl vom ruga pe domnul Munteanu să ne revândă terenul înapoi sau să reabandoneze terenul? Putem, de exemplu, să facem un exercițiu și înainte de a ne privi să-l vindem, pentru că noi acum, dacă ne hotărâm să-l vindem, va fi vândut. Dar putem să facem un alt exercițiu, să dăm un acord de principiu care să stea la baza proiectului dumneavoastră, în care să spunem în felul următor. În cazul în care veți câștiga proiectul respectiv, îl vom vinde, vom perfecta actele. Sau puteți păstra în continuare concesiunea. Atât am să spun. Vreau să vă spun că ceea ce spuneți dumneavoastră nu se poate, sub nicio formă. Nu înțeleg de ce această bucată de teren care este ocupată trebuie să fie atât mult discutată, chiar dacă m-ar ține rătăriș, și să vă spun de ce. Eu nu vin în fața dumneavoastră să vă spun că fac ceva și dacă ați verifica în urmă, că niciodată nu am zis, de obicei nu prea spun. Am făcut mai mult decât am zis. Eu nu sunt un om care nu știu ce vreau, în sensul că să îndrop atâția mari de bani într-o locație în care să nu continui până la sfârșit ce am de făcut. Iar acest teren, dacă e așa de mare, eu, cu plăcere, dacă vreți, eu îți cedau primărie și clădire, luați în bani și nicio problemă. Însă trebuie să înțelegeți că OAT-ul și chiar consilierii, că doar consilierii sunt cei care au și discernământ în afară de mesele din OAT, nu trebuie să frânăm o dezvoltare. Pentru că, la prima vedere, poate fi adevărat ce vreți să spuneți dumneavoastră, dar în același timp pot să vă și contrazic. Nu știți dumneavoastră cum voi primi eu proiectul european. Poate îl primesc, poate nu îl primesc, 100% poate îl primesc, 90% poate nu îl primesc, însă vă spun că nici într-un caz ceea ce am promis se realizează, că în condițiile în care ești și proprietar, altfel poți să faci un împrumut. Dacă ar fi până la atât. Dar eu nu o să ajung aici și vă zic că rămân foarte surprins de motivele care sunt și ca peste tot, văd, ca să nu lungesc prea mult, am văzut și la televizor când trebuie să nu facem nimic, facem o comisie și mai punem niște termene și nu știu de. Dumneavoastră, probabil că în cazul votului veți face fiecare cum vreți, eu am venit să fac ceva la Târgu Ocna.
și am spus celor asta, sunt foarte deschis, dacă vreți, vă dau numărul telefon al arhitectului și nu l-am, dacă vreți, căutați și pe cei de la Vrancea, vă dau și pe ăla, nu s-apucă să facă nimic pentru că zic, n-am nicio garanție. E vorba de țadan, e 23.500 numai proiectul. Și gândiți-vă că sunt și restul de avizii, și dacă ne-am gândit la valoarea de proiectului, aș vrea să faceți un calcul la cele două avizii, de la IGESIC și de la ISC, da? Și de la ISU. Eu știu ce vreau să fac, rămâne ca dumneavoastră să votați cum vă... Doamna Ruia, cum mai are o întrebare, după aceea se pregătește un lucru. Dragi colegi consilieri, eu am participat la finalizarea proiectului construcției Pile Ioana, care domnul Munteanu este aici, prin tot așa, printr-o firmă de la Piatra Neamț. Multe șanse nu erau la vremea respectivă, dar am încercat și am și reușit pe deasupra. Faptul că este un bun gospodar, că este tot timpul pe drumul, că a pus turiști, știm cu toți, din Moldova, face drumul, cred că, de nu știu câte ori pe lună și are tot timpul turiști și angajați care iau salarii, majoritatea sunt din Târgu Ocna, acele persoane care domnul Mădeanu le are la Vila Ioana. Plus că eu consider că ar fi bine să fim de acord cu una din condițiile esențiale în vederea accesării acestor fonduri este ca să fie proprietar pe teren. Pentru dezvoltarea orașului consider că ar fi benefic, așa cum am aprobat în atâtea ședințe, să concesionăm terenul pentru coafor, să concesionăm terenul pentru anumite restaurante. Eu aș dori să rog colegii să-i dăm o mână de ajutor, să lăsăm să dezvolte acest oraș. Poate copiii noștri vor lucra la dumnealui și va lua un salariu pe care îl va cheltui tot în orașul nostru și cu atât mai mult, dacă este în top om de afaceri în Slănic Moldova, chiar printre primii, așa, și cu baza de tratament și cu afacerea, eu cred din tot sufletul că va fi și la noi în Târgu Ocna un om de afaceri și va aduce mai mulți turiști și va comunica și cu Salina și cu hotelul și eu zic să-l ajutăm. Nu oricare dintre noi ar face un împrumut la bancă ca să poată să demareze acest proiect. Împrumutul este destul de zdravân și nu oricare și-ar cera casa ca să facă un hotel și astfel de riscuri. Am lucrat cu domnul Munteanu, am spus, la acel proiect de la Ioana și chiar mă bucur că a reușit și aș vrea să lucrăm cu toții sau parțial și la acest proiect să-l ajutăm să dezvoltăm orașul. Mulțumesc! Domnul Rusu se pregătește, domnul Brăgănuță și vă rog să trecem la vot după aceea. Da, mulțumesc, domnul președinte. Vă rog. Îl cunosc de ceva vreme pe domnul Munteanu, de peste 25 de ani, cred. Am și cuvinte de laudă la adresa dânsului, aș putea să-i și contest în numele acțiunii pe care le-am întâlnit, dar de data asta nu pot să nu votez o inițiativă privată, de asemenea amvergură pentru orașul Brăjeni. Și cu această ocazie, chiar dacă considerați că nu știu ce fac eu, m-am felicit, domnul Munteanu, pentru că aveți curaj să începeți asemenea. Aveți votul meu. Vreau să fac o precizare pentru domnul Bucur. Au două baze de tratament în Slănic Moldova, peste deci 400.000 de euro fără TVA. În cheltuială. Și am și fata la anul 5 la medicină. De-aia vreau să dezvolt. Mulțumesc, domnul președinte, eu aș încheia cu o întrebare. Cine e mai puternic în acest proiect? Domnul Munteanu sau banii care îi împrumută? Câți dintre noi, dacă am primit acel spațiu degeaba,
ce am face cu el în afară de al vin, de al dânsului, de viață la acel spațiu. Mult succes, domnule. Da, vă mulțumesc. Pentru prima dată, de când sunt eu consilier, vreau să suspend ședința pentru 2 minute. Cei de la puterii stătării strângă au vor să se sfătuiască pe vol. O grupul PSD cu... Vreți să vă retrageți dumneavoastră? Grupul independent. Reluăm ședința suspendarei propuse de 2 minute, care de fapt a fost de 10 minute. Să discutați. Da, supunem la vot. Punctul. Mai era cineva de comentat, de discutat? Supunem la vot punctul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului în suprafața de 600 de metri pătrați, aferent imobilului construcției situat în strada Eremia Grigorescu, numărul 6, oraș Prigobul, identificat pe teren concesionat. Cine este pentru? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Cine este împotrivă? Cine se abține? 6. 6. Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Păcate, nu a fost aprobat. 11 voturi pentru, 6 abține. Da. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind completarea actului constitutiv al SC Util Consec SRD, aprobat prin hotărârea Consiliului Local din 67 din 20.07.2017, cu modificările și completările ulterioare. Comisia juridică, vă rog? Aviz favorabil. Discuții pe acest subiect, dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? S-a ținut cineva? Împotrivă? Nu. S-a votat pe unanimitate. Proiectul a trecut. Proiectul de hotărâre privind acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare județene și interjudețene sau regionale, organizate în anul școlar 2017-2018. Comisia juridică. Comisia juridică a fost favorabil cu amendamentul care a fost suplimentarea cu o sumă pentru cei care nu erau trecuți. Da? Comisia juridică poate lași amendament. Mai sunt discuții pe domnul Măciucur. Da. La acest proiect, aș aduce și un amendament, am discutat și în comisie, vreau dublarea premiilor obținute de copii din aștept. Nu pot să cred că un premiu lume este mai mic decât o masă cu invitație. Eu sunt o persoană care a trecut tot în acest consiliu. Să nu spuneți că nu sunt bani sau că nu se poate. Asta este ce am avut de spus. Vreau dublarea premiilor, exact de lista care au făcut-o profesorii, fără nicio problemă. Nu vreau să intervin în premierea copiilor. Domnul Ciucu, cum a spus și ședința de comisie, aceeași discuție a fost și anul trecut. Lista vine de la instituțiile de învățământ, de către director, mai aprobate de creșterul atestului. Nu cred, nu cred că profesorii s-au opune la un amendament pentru a dubla suma care o să primească copiii. Copiii noștri. Dar nu poate ca primăria să fixeze 3 mili de lei. Și acolo cum vă mulțumim pentru ceea ce ați spus, doamna Pana. Vreau să întreb dacă urmarea discuției care a fost în directul instituțiilor de învățământ, dacă s-a cărut de acord în ceea ce privește nivelul prețurilor pentru concursuri școlare și școlile erau cele mai mari lucruri, nivelul lor, cei care au asimilat între ei, sunt unii sunt niște probleme. Da, acum mulțumesc. Domnul Măciucre, după aceea, se gândește domnul administrator. Deci, întâi, încă la etapa judiciară, ar trebui să fie dat în valoare cum învăresc un premiu pe care îl dă primăria Omului sau primăria Bacău. Da? Dacă vrem să stimulăm cu adevărat competitivitatea și copiii noștri să învețe din ce în ce mai bine. Bacău a venit cu
cu o inițiativă de un consiliu local, să fie premiați și profesorii care antrenează acești copii. Din păcate, n-au fost băgați pe urmă de zi din luna ianuarie. Da. Acum are cineva? Da. Supunem, trecem la vot. Cine este de acord? Cine votează pentru la punctul 4? 16 euro. Cine se abține? Datorită formei în care a fost concept. Am înțeles, domnul. Proiectul a trecut cu 16 euro pentru. Și am încerc scuze, domnul administrator, Cristi Bădavă. Am pus să precizez că săptămâna trecută a fost o întâlnire aici cu doamnele director de la toate instituțiile de învățământ din oraș și dumnealor au stabilit toate competițiile care sunt premiate. Și aici au fost stabilite șeful de promoție, elevii cu media 10, olimpiadele școlare la faza județeană și aici au fost pe patru categorii. Locul 1, locul 2, locul 3, mențiune și de asemenea concursul școlare, locul 1, locul 2, locul 3 și mențiune. Ce am făcut față de anul trecut? Am împărțit în trei categorii aceste tipuri de concursuri, de examene. Pentru că cele de învățământul gimnazial, adică cele două școli să fie pe același palier, școala 1 și școala 2, pentru că au concursuri similare, Colegiul Național să fie independent pentru că are o altă treabă, e un alt tip de învățământ, iar liceul tehnologic un alt tip de învățământ. Și atunci am stabilit valoarea de fiecare categorie de concurs și este adevărat că sunt unități care au avut o categorie și altele care au avut alta. Deci, spre exemplu, școlii numărul 1 au devenit 3.410 lei, școlii numărul 2 7.030 de lei, Colegiul Național Cenegri 8.910 și Liceul Tehnologic 870. Dacă luăm prețurile, valorile comparativ cu anul trecut, vedem că la liceu a crescut de la 5.330 la 8.900. La școala 2 de la 4.380 la 7.030. La școala numărul 1 de la, aici s-a menținut oarecum de la 3.400 la 3.420 și la liceul tehnologic de la 580 la 870. Deci asta se vede că e un plus pe toate categoriile de învățământ, iar administrația locală pe lângă aceste sume, care în total fac 20.220, a mai susținut și transportul elevilor la toate competițiile școlare și la toate concursurile. Iar valoarea este de 29.100. Deci aici s-a făcut deplasări cu microbuzele UAT-ului, dar au fost și închiriate mijloace de transport atunci când numărul lor a fost mult mai mare. Și 18.500 au fost numai închirieri pe fiecare fază și aici eram pe fiecare activitate. Deci iată că sunt sume pe care Consiliul Local ne-a fi dorit să le dublăm, să le triplăm, să le aduptăm. Dar asta e posibilitatea Consiliului Local și valorile au fost menținute pe fiecare categorie ca cele de anul trecut. Ce vor menținut de Consiliul Local? Cum vreau să nu supești Consiliul? Administrat este numele executiv. Și bugetul pe care l-a aprobat Consiliul Local. Iar bugetul care l-a aprobat Consiliul Local este categoria. Hai că i-a ajutat cu tot, da? Mergem mai departe. Da, mulțumesc. Hai că vreau să zic și eu. Nu a fost aprobat, nu aveți nicio explicație. Era datoria administratorului să vină pe explicație și niște argumente. Și trebuie răspunsul la întrebarea domnului Mătiucă, care a făcut dublarea sumelor, să regăsește răspunsul domnului Cătătorică. Prin sumele astea, asta aproape s-au dublat. Aproape s-au dublat. Domnul și valoarea premiului în sine. S-au dublat aproape numărul celor care vor fi premiați. Ele s-au păstrat ca valoarea premiului. Și nu mergem pe calitate. Nu mergem pe un loc 1, 2, 3, cu sumele care se stimuleze să ia la locul național 1, 2, 3, așa? Mergem să dăm la cât mai mult ca să trecem cât mai mult. Vă rog frumos, trecem la punctul 5. Mai multe au obținut rezultate. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind închirierea în condițiile legii a unor suprafețe de teren aflate în inventarul comunal aparținând orașului Târgu. Comisia juridică? Aviz favorabil. Economică? Aviz favorabil. Urbanism? Dacă sunt discuții din materiale, vorbesc că știți despre ce este vorba, care sunt spațiile din închiria. Supunem la vot. Cine este pentru? Abține, împotrivă, nimeni, unanimitatea a fost aprobat acest
proiect 5. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență juridică și reprezentare în instanța OAT Târgoga în cauză privind debitul orașului Târgoga față de Consiliul Județean Bacău. Comisia juridică a avis favorabil cu două voturi împotrivă și o abținere. Comisia economică? Avis nefavorabil. Dacă sunt discuții pe acest subiect, domnul Rusu se pregătește, domnul Iar. Nu știu exact speța pentru ce vreți să achiziționați această consultanță juridică sau vreți să... Deci, un avocat nu știe exact la urmă să-mi dați explicații, dar mai avem câțiva juriști la primărie foarte bine pregătiți, care cred că face față în instanță cu aceste probleme. De ce trebuie să mai plătim, să mai chestionăm consultanță juridică pentru... Care este problema? Este așa gravă problema, trebuie o judecător, juriștii noștri bine pregătiți și de ce să nu o spunem și bine plătiți? Nu fac față asemenea acestei probleme? Mulțumesc. Doriți să spun acum sau nu? Nu, acum, nu e obligator. Am spus. Poate mai vrea cineva să ia cuvântul. Domnul Iar, vă rog și facem. Da. Și o întrebare vis-a-vis de prevederile ordonanței 26, că 2012, care la alinea 9, spune, printre altele, că nu pot fi achiziționate servicii juridice, atât timp cât avem întrebare, nu cumva erodăm legea? Vreau răspuns. Da. Și da. Sunt așași părere cu domnul Rusu, adică avem juriști bine pregătiți, de ce se... Să rog și doamna Goina, vă spune, să vedea câteva explicații. Ordonanța 26, într-adevăr, restricționează aprobarea achiziției de servicii juridice, dar dă și o derogare în anumite condiții cu aprobarea Consiliului Local. Asta este condiția, aprobarea Consiliului Local. Putem achiziționa astfel de servicii juridice. Cu privire la proiectul de hotărâre, vă pot spune că începând cu anul 2008, Consiliul Local Târgoviște a încheiat un acord de asociere cu Consiliul Județean Bacău pentru a contribui la susținerea financiară a persoanelor internate în centre tip rezidențial, persoanelor cu dizabilități. Începând cu anul 2008, atunci a fost încheiat primul contract de asociere, în baza unei hotărâri de Consiliul Județean și apoi în baza hotărârilor de Consiliul Local, care în fiecare an, prin aceste hotărâri de Consiliu, erau aprobate sumele ce le veneau luate pe Domna pentru contribuția la susținerea acestor persoane cu dizabilități. Consiliul a hotărât această contribuție pentru oraș să fie de 50%, adică 50% din total costul erau susținut de către Consiliul Local, iar 50% de către Consiliul Județean. Fiecare an a aprobat aceste hotărâri de Consiliu, am încheiat actele de funcționare de sumele punctuale prin fiecare an. Nu am achitat toate sumele la care ne-am obligat și în anul 2017 am fost dat în judecată de către Consiliul Județean pentru recuperarea acestor sume. Litigiul s-a derulat în limite normale, dar instanța a hotărât că trebuie să achităm această sumă. Am încercat cu Consiliul Județean un acord de mediere, în sensul să ne permită să plătim suma la care ne-a obligat instanța de judecată în rate, pentru că susținerea financiară din partea OAT nu putea acoperi în integralitate toată suma. Dânsii nu au fost de acord, susținând mereu că această eșalonare trebuie să o facem prin intermediul unui executor judecătoresc. Și printr-o notificare venită acum de curând, pe 18.05 am fost înregistrată, mi s-a dus la cunoștință că dosarul a fost înaintat către un executor judecătoresc, care urmează să demareze procedura de executare strictă împotriva OAT. Pe lângă suma, asta vreau să vă mai explic în o secundă, vă rog să-mi permiteți, pe lângă debitul principal se adaugă și penalități de întârziere, care sunt destul de mari, și am avea șansa ca, în cadrul executării silite, executorul
judecătoresc să recalculeze sumele reprezentate înainte să se întâlnie. Vă rog, mă spuneți valoarea sumei. Da, da, și valoarea sumei, imediat cum dați o sumă. Suma este de 1.339.130 de lei. Penalitățile? Penalitățile calculate de către Consiliul Județean, pentru că instanța nu s-a pronunțat și a dus la fondul penalităților de întârziere, la data de 16 aprilie erau de 2.601.257. Pentru ce perioadă, în cât timp s-au acumulat toate? 10 ani. Mă rog, când ai contractul a fost încheiat în 2018. Exact, cât din perioada am achitat. Dar de când curmea răzuma întrebarea cu Torez? Vă rog frumos. Da. Spune că în situații temeri justificate. Păi, cu asta mare de bani ar fi o situație temeri justificată? Dar adică, cine a greșit? Dacă avem juriști, de ce? Poate plăti? Asta e, că, asta e tema. Temerii justificate înseamnă că juriștul care are, care are UAT-ul, are o problemă în sănătate, ceva, nu? Da, am dat, nu se răspunde și la altă, da? Domnul Bucuru. Da, eu, nu știu, la urmă, am să plătesc pentru achiziționarea unui jurist și am să vă spun de ce. Pentru că, atunci când eram director general la București, chiar dacă și la București aveam vreo 5 juriști în subordine, la fel cum are și primăria cu Bucuru, bine, nu se poate compara, ce specie cu adevărat grave, adică care au complicații sau sume mari, pe care juristul poate copleși responsabilitatea. Pe asta încheiam, e adevărat, tot la fel cu acordul Consiliului de Administrație, încheiam contracte de reprezentare în instanță și pentru servicii avocățești. Iar acum suntem într-o situație care, într-adevăr, ar necesita o astfel de susținere. Dacă ne uităm bine, valoarea debitului pe care îl datorăm Consiliul Județean este de 1.339.830 de lei. Iar suma majorărilor, valoarea penalităților, este de 2.600.000, adică dublu față de suma datorată. Ori știu că sunt prevederi legislative care penalitățile, în nicio situație, nu poate depăși cuantumul datorat. Deci, am avea argumente pe care de consecință să contestăm executarea judecătorească și măcar să, să obținem o scădere, o reducere a penalităților, o soluție mai favorabilă. Acum, dacă să o facem cu juriștii proprii sau să o facem cu alți juriști. Din punctul ăsta de vedere, și eu tind să împlin pentru că salariile sunt, ca număr de personal există, dar probabil că, ca să nu ni se poată depășa vreodată, uite, dacă îmi aprobați cu un avocat, aveam șanse, câștigam un miliard, adică 1.300.000, dacă am făcut-o cu juriștii proprii, am pierdut. Și, în consecință, cam cât s-ar putea, asta este întrebarea, și care ar fi următoare, cât credeți că s-ar ridica maxim suma pentru această reprezentare? Cum conform? Onorariu, da, pentru... Știu că este în funcție de numărul de termene, în funcție dacă este și... Funcție de suma pe care trebuie să o și fondul și recursul, și fondul și recursul, și fondul și recursul. Dacă am încheiat un contract cu eu, nu sunt trebuie făcut prin SEA? A, da, 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 da. Nu puteți ști cât îl ajungi. Nu, dar se explica multe cu anumite. Generic vorbim. Generic vorbim, cam care ar fi cuantum, nu știu. În ordine de mărire trebuie să știm, pentru că noi, ca și Consiliul Local, dacă aprobăm chestiunea asta, trebuie să cam știm care va fi onorariul. Pentru că nu-i tot una să aprob, de exemplu, 2.000 de lei sau să aprob 2 milioane de lei. Sau 200 de lei. Și acum, de fapt, ce votăm? Aprobarea achiziției sau plafonul de... Noi putem să... Noi poziție local, putem să aprobăm o hotărâre chiar și cu amendamente. Nouă ni s-a trecut aici aprobarea să angajăm servicii juridice.
Deci dar noi putem face amendamentul, să spunem, de asta v-am întrebat, cam care credeți că ar putea să fie onorabil? Pentru că, de exemplu, dacă mie îmi cere să votez ăsta, indiferent de sumă, atunci voi vota probabil împotrivă. Dar dacă mi se spune că, domnule, este maxim, nu știu, 10% din cât ar putea să recuperăm, atunci zic da, ok, că risc 10% dacă știi 90%. Să facem un amendament. Poți să-ți ceară direct pentru speța asta 20.000 de lei, dar poți să-ți ceară 5.000 de lei și cu o rată de succes maxim de 25.000. Nu mai Nu-ți garantează. Nimeni nu-ți garantează reușită. Păi asta ce vreau să fac? Profesionist sau În schimb, nu sunt antrenați, avocați. Încă o dată vreau să spun. În spețele judecătorești, nimeni nu-ți poate să-ți garanteze succesul sau un succes într-o acțiune. Dar noi acum când putem să... putem să punem niște amendamente. Dar nu suntem noi, nu avem competența să stabilim sumele. Cu altul, nu? Și noi informăm la prima ședință cum am angajat. De ce trebuie să angajăm? Pentru că ați observat și dumneavoastră că deci penalizările sunt dublu valorii debitului curent, că noi l-am recunoscut că s-a adunat peste istorie. Și a doua chestiune, țineți minte că am mai venit în Consiliul Local și pentru procesul cu Ciuciu, când a văzut că am câștigat procesul cu terenul din centrul orașului, când ne-am judecat cu Crabul, la fel, am recuperat vreo 10 miliarde, adică sunt chestiuni avocățești care nu le poate ști un jurist de aici. Având în vedere suma, având în vedere că nu este un proces simplu și având în vedere că noi facem contestație la executare unde rugăm instanța să revină asupra dobânzilor, așa cum a spus doamna secretară, cred că este bine să acceptați achiziția serviciilor, așa cum spune aici, achiziții de servicii juridice. Referitor la sumă, vă informăm la ședința viitoare ce a făcut serviciul achiziții din primărie și cine are oferta cea mai avantajoasă pentru noi, de aceea o luăm. Domnul Măciucă, să pregătește domnul Rusu și vă rog să trecem la patru. Da. Mi-e greu să înțeleg cum de un funcționar din primăriată Gorna sau de un funcționar din Consiliul Județean și-a făcut treaba, ne-am ajuns în situația asta. Deci nu trebuia să ajungem în situația asta ca să ajungem să dăm alți bani pe o speță, da, care la urma urmei plătesc tot locuitorii orașului Tehovna pe greșeala altora, în loc să își asume cine a greșit și de la el să recuperăm bani. Deci e simplu, nu? Ce s-a aprobat acum în fața cetățenilor? Da, vă rog. Dar până la urmă asta vreau să întreb. Cum am ajuns în situația asta? Vreau totuși urmărit și contractul ăsta. Cineva se face vinovat. Nu știu cine se face vinovat, dar sumă mare, penalitățile alea mari, acum nu cred că poate. Sunt aflăcă de aici. Nu știu dacă se aflăcă. Și am ajuns în situația asta, ceea ce nu-i corect. De atâția ani din prima jumătate a anului 2008, cred că este lucrat contractul, nu știu exact. Trecut 10 ani, să vedem ce nu mai ajut la sumele astea colosale, totuși... Din material ne-au observat că Consiliul Județean a fost odată o atât de bună, dar în 2015. Problema e, aș fi și eu curios, știu dacă... Cetățean.
Consiliul Județean să registrează cu o pierdere pe undeva, atâta vreme cât nu și-a urmărit un debit de atâta vreme. L-a lăsat să te răzgâneze, a lăsat ani de zile fără să intervină. Ce s-a întâmplat? A fost unul care, din cei care beneficiază de aceste, de acești bani, fără că la persoane cu dizabilități din orașul nostru, care s-a adunat anumite centre din județ. Nu și-au primit hrana, cazarea, nu și-au primit toate drepturile. Eu sunt convins de faptul că au beneficiat de toate drepturile. Și atunci, venim pe partea asta ca să reproșăm cui. Banii ăștia îi iau într-un buzunar în altul, dar hai că la Târgu Ocna poate fi bani mai mulți și îi face pe ăștia să meargă în genunchi. Nu, e o chestiune care e, mi se pare că vina principală ia de acolo, de la Consiliul Județean. Donatorul de credit, nu am nicio problemă, dar vă mulțumesc. Da, da, în fiecare an mi se pare mie că facem un bilanț la vedem. Nu, avem arierate, avem datorii, avem obligații. Bă, te notifică, nu ți-ai achitat obligații. Cum să lași, nu știu cât, 15 ani, 20 ani, să atunci să-i vină. Mulțumim pentru... Supun la vot. Pentru că, de fapt, litigiul ăsta este între tată și fiu, adică între Consiliul Județean și cu AT Târgu Ocna, Consiliul Local. Ca dintr-o familie. Dar au venit cei de la Curtea de Conturi și au zis în felul următor. Hop, tot, tu, Consiliul Județean, trebuia să iei fiului tău, Consiliul Local de Ocna, care, de fapt, tot tăticul ne dă foarte mulți bani către AT. Noi suntem toți în același sistem. Dar știi, trebuia să-i dai niște bani, să iei niște bani fiul și nu știu ce. Mai trebuie să-i și calculezi niște penalități. Iar Consiliul Județean nu ne-a dat o judecată din proprie inițiativă. Să nu credeți cumva chestia asta. De asta se rezolvau până la urmă și la nivel de Consiliul Județean. Dar dacă așa ai discutat de conturi, ce să-i faci? Dar oare primăria n-a știut de obligațiile pe care le are față de conturi? Nimeni nu le-a plătit, domnul Măciu. A, nu le-a plătit. Da, toate oateurile... Deci am plătat negea poate cuvinte, dar nu le-a plătit. Toate oateurile nu le-au plătit sau încheiat... De asta ajungem noi să plătim acum. Nu, este o lipsă de înțelegere și din partea Consiliului, din celor al Curții de Conturi și se pare că și din partea dumneavoastră. Că nu înțelegeți că finanțarea acestei chestiuni, care înseamnă bolnavi, oamenii cu probleme, cu handicap, cu dizabilități și altele, până la urmă sunt în grija statului. Că noi disimulăm că ar trebui mai mult, o cotă parte mai mare de la Consiliul Local Târgu Ocna, mai mică de la Guvern, mai nu știu cum de la Consiliul Județean, e o chestiune care până la urmă este tot sub cupola noastră, socială, la natura... Că o să plătim banii, nu e nicio autoritățile, nicio socie. Ba, eu vă spun încă o dată, este o chestiune de arătare de mușchi a unor snobiști, de la Curtea de Conturi, care au văzut lucrurile așa cu ochelari. Dom'le, da, literal, este condițiile actuale. Părerea mea este că nu apar lucrurile simple, că e o dispută între Consiliul Județean și Târgu Ocna. Nici de parte nu e vorba de o simplă discuție. E o situație foarte serioasă, cu un prejudiciu foarte mare și avem nevoie de specialiști care stăpânesc foarte bine domeniul, care să-l reprezintă. Ca să vedeți cât e de spinoasă chestiunea, este felul următor. Imaginați-vă că noi o să dăm banii ăștia, probabil cât o să dăm, da? De unde îi dăm? Îi dăm din bugetul local, dar foarte mulți bani din bugetul local vin la Consiliul Județean. Pentru greșeala unui om care nu a făcut treaba cum trebuia. Nu, domnul meu, nu e pe circulație. De 10 ani, uitați câte penalități sunt. Nu, e pe circulație de fonduri. Domnul Bucur, poate să vină o ordonanță de guvern prin care nu se întreține în țară. Și o să fie dificil problema, dar până atunci trebuie să ne apărăm dreptul cu toate interesele. Da. S-o pun la vot punctul numărul 6. Cine este pentru? Se abține cineva? Deci, proiectul a trecut cu 15 voturi pentru 2 abțineri. Deci, la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife practicate de SECE, Compania de Utilități Publice, Târgu Ocna, ESA. Comisia Economică? A fost favorabil. Până la urmă. Comisia Urmă? Cine favorabil cu tot? Cine abține? Și Comisia Economică, cât
abține favorabil, au fost 3 abțineri și 2 voturi pentru aceste noi tarife. Dar ținând cont că noi am discutat-o și am adoptat hotărârea în ARA. Ce să înțeleg? Domnul Rufu a votat tarifele în ARA. Deci, e consecință, putea să fac comisie economică. Clar, comisie economică s-a încheiat proces verbal. Pe nefavorabil. E nefavorabil. Se înțelege așa. Trei abține și două astea. Dar exact cu amendamentul care a spus. Domnul, și nu mă vă vot. Poate să îmi potrivă. S-ar putea să votez în potrivă. Acum. Care e problema? Am înțeles. Ținând cont că acest proiect s-a votat înaintea ședinței Consiliului Local în ședința Argaz. S-a votat în Argaz. Nu mai are niciun rost să mai continuăm discuțiile. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Domnul Mocică, împotrivă. Și acest proiect a trecut cu 16 voturi. Pentru și abținere, domnul Mocică. Deci, la punctul 8, proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al orașului Târgoviște, domnului inginer Cernea Milia. Comisia juridică a dus favorabil. Comisia urbanistică a dus favorabil. Vă mulțumesc. Înainte de ce votul va fi secret, conform regulamentului de acordare a titlului de cetățean, da? Votul trebuie să fie două treimi din numărul consilierilor, adică minim 12 voturi. Doamna Corina o să ocupe de împărțirea biletelor de așa. Între timp, comisia de validare, care a fost constituită în baza hotărârii Consiliului Local numărul 42 din 25.06.2016, modificată prin hotărârea Consiliului Local, este președinte Atohi Cristian, secretar Măciucă Sandel, iar membrii Grozavu Ion, Panțirul Cristinel, și Aghina Luminița. Deci, dumneavoastră veți participa la numărătoarea voturilor care sunt secrete. Da, înainte de a vota, vă rog frumos, dacă are cineva discuție, primul care vrea să discute este domnul Bucuș. Vă rog, domnul Bucuș, și un pic de decență. Eu vreau să vă spun că am să votez pentru toată convingerea, pentru că, într-adevăr, domnul Cernea Milia merită cetățean de onoare în orașul ce constată. Asta pot să am spus. Da. Păi să vedeți ce mai e vorba de. Da, 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 domnul Roșeță, am zis. Eu pot să fiu și, pot să fiu și un mare extrovert și să votez. Nu? Asta nu vă caracterizează. Nu vă. Dar nu puteți influența votul celor de aici. Vă spun că nu mai sunt aici. Nu mai sunt aici. Intenția de vot. Votul este secret. Da. Însă vreau să vă zic. Da, nu este chiar dacă nu știi de gărăcie, dar să fiți transparenți. Citiți textul. Nu înțeles.
colegi, dați-mi voie să vă zic rezultatul votului. Au votat pentru 10, împotrivă 4 și abținerea 3. Pentru 10, împotrivă 4 și abținerea 3. 15, pentru că doamna Lenuța le-a vrea că s-a retras din cauza și i-a venit de la spital. A lăsat pe ăsta. Clar a ieșit. A lăsat. Dar nu s-a ales aici. Că a putut la cineva. Dați împărțit. Da. Da. Spus clar, se jură. Se prezentă mai mult de jumătate din timpul acordat. Deci, cu atât, pentru 10, împotrivă 4, abținere 3. 3. Da. Acest proiect, din păcate, nu a trecut. Rezultatul votului a fost 10 voturi pentru, 4 abțineri și 3 împotrivă. 4 împotrivă și 3 trecem la punctul 10. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Cine se scrie? Informație la 9. Auzi. Informare, da. Informare privind adresa societății comerciale Compania de Utilități Publice ESA, numărul 1075, din 11 a 5 a 2018, înregistrată la Primăria Orașului Turnu-Ocna, sub numărul 5893, din 11 a 5 a 2018. Materialul, cred că l-ați citit? Da, e bine să-și informare. Îl avem pe dumneavoastră aici, pe unt, dacă vreți ca să veniți cu niște explicații da, pentru cetățeni? Da, cum am comunicat și în ședința aia, înainte de ședința de Consiliul Local, suntem forțați să facem colectare selectivă, suntem forțați să ducem deșeurile la Bacău deocamdată, după aia la Omești. Noi avem voie să deșeurile care le adunăm creangă, iarbă și moloz, avem dreptul 30 de zile să le depozităm pe raza o atent în gona, până se face o cantitate mai mare care poate fi transportată cu un mijloc corespunzător și capacitate 60 de metri cub la Bacău sau în viitor la Onești. În acest sens, noi nu avem la momentul de acum, nu avem terenurile respective, nu le avem la dispoziție. Am făcut o solicitare pentru alte tărbocna să ne pună la dispoziție terenurile respective. Acum ei rămâne să identifice dacă există un asemenea terenuri în tărbocna, dacă se pot achiziționa. Dacă nu, pentru noi costurile vor fi foarte mari să transportăm tot ce înseamnă deșeurile care le-am menționat. Vă rog, puteți să spuneți și de câte ori s-a mărit tariful la toate lucruri, ca să audă și cetățeanul să... Deci, taxa de depozitare la celula Bacău se mărește de la 1 iunie anul curent, de 4 ori, deci de la 24 de lei pe tonă, la 89 de lei pe tonă. Asta înseamnă că trebuie să învățăm să reciclăm, să sortăm și să reciclăm deșeurile, să mișorăm cantitatea de deșeuri care ajunge la depozitare, la... Deci este programul ADIS-ului, este proiectul ADIS-ului, toate OAT-urile, 96 de OAT-uri din județul Bacău sunt anexate la contractul ăsta, au aderat la contract. Poate Târgovna se numără printre cele care au semnat contractul cu ADIS-ul. ADIS-ul a dat spre operare, adică a câștigat operarea o societate EcoSud, care au luat în primire sau vor lua mâine în primire tot ce înseamnă stații de sortare și stații de transfer. Tarifele sunt aprobate prin contractul care l-a semnat OAT Târgovna, Consiliul Local Târgovna, prin contractul care l-a semnat în luna ianuarie cu ADIS-ul și au însușit tarifele. Noi suntem puși în fața faptului impedit ca societate să semnăm contractul cu EcoSud-ul și să trag la tarifele care s-au aprobat de către Consiliul Local de Bocă. Dacă noi reușim, să luăm terenurile astea, ar fi o economie pentru
pentru cetățeanul din Târgovna și pentru toate Târgovna, prin faptul că dacă reușim să facem stații de compost proprie, atunci nu vom mai căra la Bacău sau la Unești. Nu, dacă trebuie să facem. Trebuie, că altfel sunt posturile, deci ca să vă dau ca ordin de mărime, deșeuri abandonate, colectate de pe raza OAT Târgovna în luna mai, sunt în jur de 600 de tone. 600 de tone deșeuri abandonate, care ce înseamnă? Treangă, iarbă, molos, astea sunt... Care sunt lăsate lângă platformă. Lângă platformă, da. Lângă platformă. Da. Și asta înseamnă în jur de aproape 200 de, la în jur de 170 de tone lunar. Dacă asta ar însemna 170 de tone, să le transportăm pe toate la Bacău și să le depoziteze cei de acolo, deci vor fi niște costuri și pentru populația din Târgovna și pentru alte Târgovna, care vor ajunge la niște valori. Mulțumesc, domnul Mocare, iar cuvântul domnul Banțelu, se pregătește domnul vicepreședinte. Ținând cont de creșterea acestor prețuri, care am înțeles că e de 3 ori, deci foarte... Aproape 4 ori. Aproape 4 ori. Cred că în afară de selectarea colectivă, care tot o vorbim, vom ajunge și la susținerea și la facerea, cum să vă explic, la... deci, în afară de selectarea colectivă, vom ajunge la plata, la plata, la cantitate. Tot timpul, nu, da. Plata la cantitate, de ce? Pentru că noi am susținut tot timpul, chiar și domnul Măciucă spunea, că va fi foarte important să luăm la câtă cantitate de gunoi, așa, și... Da, cât am plătit. Da, domnul președinte. Da, este important pentru că noi să găsim soluții de a reduce costurile, de a mai reduce povărarea cetățenilor, dar trebuie să, deci clar, trebuie să identificăm un teren care să fie util și să putem sorta și toate celelalte. Dar trebuie să umblăm un pic și la educația civică, într-o călătorie undeva în Moldova, la un post de televiziune, dădeau pauză, cum să traverseze un copil strada, cum o făcea regulamentar, soție, mamă. Ei, așa și aici, cred că ar fi bine compania și cu sprijinul televiziunilor locale, un mic film, așa e bine, așa nu e bine. Sau cumva dezvoltat, domnule, că așa trebuie să depui selectiv, uite, așa trebuie să faci, așa nu este bine, și după aceea, dar foarte scurt, câteva secunde, sau un minut, două, nu secunde, care să circule pe Facebook, pentru că Facebook-ul e atât de gratuit, să zicem, și contracost, dar putem folosi gratuit de a trimite acest film. Pentru că cetățeanul pică în abatere și fără a cunoaște cum să acționeze. Famos. Da. Eu cred că pentru a identifica această suprafață și iară, cred că trebuie să venim cu un aspect de principiu. Cred că ar fi cel mai legal și cel mai bine. În legat de la cu punctul 9, facem un O singură informare. Am înțeles din informare, am înțeles din prezentarea colegilor în ședința ALEA. Domnul Murdan, dar n-ați făcut nicio precizare. Am înțeles eu ceva și cu cantități și cu tot, dar n-am înțeles până la urmă. Cam ce suprafață v-ar trebui? N-ar fi fost bine dumneavoastră să vă faceți o analiză completă. Astfel încât să cereți consiliului aceasta, că acum dumneavoastră a zis direct de achiziționat. Poate mult achiziționat, poate este vorba de posibilitatea consiliului local și implicit a OAT-ului să analizeze problema pe urmă, să vedem, poate concesiune, poate chirii, eu știu, dumneavoastră a spus direct achiziție, ceea ce dă de, iar ridică semne de întrebări. Dumneavoastră a spus mai înainte și acum. Eu știu că nu au la dispoziție. Puneți suprafața. Faceți-o. Este suprafața în adresa care am dat-o pe VU atât Târgovna. Este suprafața menționată... Nu, dar în informație nu am. Poate am greșit. Nu știu. Deci eu în adresa care... Corina, în adresa care am înaintat-o, este specificată suprafața necesară pentru... Eu așa am înțeles din informare. Cer scuze dacă nu... Nu, este. 5.000 de metri pătrați.
Nu, deci eu am specificat în adresa mea. Nu, deci eu am specificat în adresa mea. Nu, deci eu am specificat. O suprafață de câți metri pătrați ați epuizat repede încă. Deci acum, în luna mai, deci am primit de la UAT o suprafață în jur de 1800 de metri pătrați, care în 3 săptămâni a fost primit. Deci se impune un teren mult mai mare. Deci iar achiziționăm terenul. Poftim? Iar achiziționăm terenul. Dar nu, nu, ce ar achiziționăm? Ca să rădice se pună la dispoziție. Domnul Bocudor, nu știu dacă e suficient, da? E bine, e bine așa. Eu zic că ar trebui să fim foarte serioși în ceea ce analizăm. Și dacă este informal, atunci să fie informale, domar și cum. Vă aduc aminte că acum două luni când eram președinte de ședință, domnul Roșec m-a întrebat tot pe informare, dacă intenționez o spune, a spus că este informare și în condițiile acestea, tot ce poartă numele de informare în titlu, nu putem decât să luăm act. Nu să facem, să dăm vot aviz, neaviz, etc. Asta e ca o chestiune de... Să vă spun la chestia cu avizul, i-am propus aviz de informare, ca executivul să demareze identificarea acestei... Nici măcar. Nici măcar. Nici măcar pentru chestiunea aceasta. Nu sunt de acord să dăm vot. Acum te ne vedere. Nici măcar pentru asta nu sunt de acord să dăm vot. Pentru că informarea nu ține cont, nu ține loc de celelalte obligații care ar trebui să stea la baza unui proiect de hotărâre. Adică avizul Comisiei de Specialitate, avizul comisiilor din cadrul Consiliului Local, etc., etc. Și dacă o să facem din excepția aceasta, să luăm o hotărâre, să dăm un aviz, chiar și de principiu, înseamnă să creăm un precedent care ar putea să fie periculos. De asta, dacă se dorește să dăm un aviz, să se vină cu toate celelalte. Și atunci vom da un aviz și de principiu. Și la aviz de principiu avem nevoie de raportul Comisiei de Specialitate, de raportul comisiilor care se comportă la chestia asta. Eu, de asemenea, ca paranteză, am pus boi înaintea carul înaintea boilor. Și să vedeți de ce. Pentru că mie mi s-a fi părut corect că această analiză care a constituit ca informare, să zic așa, n-a parcurs etapele unei analize corecte care ar fi trebuit făcute de Consiliul de Administrație ale CUPTESA și care să-și pună semnătura tot Consiliul de Administrație. Da? Și să fie făcută o analiză economică cu baze reale, corecte, cu metri cubi, așa cum ni s-a spus pe vorbe. Și da, asumată, cu semnătură de către Consiliul de Administrație. După aia, să vină cu el în AGA de la CUPT. Cu propunerile, cu toate celelalte și abia după aceea să-l avizăm în Consiliul Local. Noi am pus carul înaintea voilor. Vrem să aprobăm. Aviz de principiu, dacă asta se vrem. În cadrul Consiliului Local și după aceea ce vom face? Vom trece la AGA să validăm acolo, nu? Ceea ce am pus. Nu, nu asta este ordinea firească. Întâi Consiliul de Administrație analiză, hotărâre AGA și după aceea în Consiliul Local. Deci rămânem la... Este discuția de competențe aici. Domnul președinte, ceva să completați? Dar cu este vorba de competențe. Eu sunt administrator și țip cât pot de cea mai disciplinat. Ce spuneți, domnul Roșeț? O să aveți cuvântul după ce vine cu rectificarea sau cu grupa? Nu, eu atât vreau să spun că nu e de competența Consiliului de Administrație ca să facă analize cum se poate să achiziționeze. Consiliul de Administrație al companiei nu poate să achiziționeze terenul sau compania niciodată nu poate să achiziționeze terenul. Noi am făcut o adresă prin care am solicitat un minim de suprafață care să ne fie pusă la dispoziție. Nu am zis achiziționare, nu am zis nimic. Deci un minim de suprafață. Deci, nu. Deci nu. Dar cuptul e sar, deci noi nu putem să impunem primăriei sau să facem noi o analiză de preț, de piață sau de altceva care să... Domnul președinte, dar cui îi trebuie această suprafață de teren? Mie, domnule Roșeț, cui îi trebuie? Dacă aș fi avut bani în companie să o achiziționeze. Nu, domnule, cum îi trebuie pentru a-și putea desfășura activitatea care o are în obiectul de activitate a companiei? Cum îi trebuie? Deci de asta, cum nu trebuia să facă analiza dacă îi trebuie sau nu îi trebuie? Dar a făcut analiza, a făcut solicitarea pentru că îi trebuie și dacă... Unde este
Hotărârea Consiliului de Administrație care a făcut analiza. Vreți să vă arăt că în 2017 ați votat în AGA că sunteți de acord cu achiziția terenurilor? Cu sau nu, domnul Comun, vreau să ne arătați unde este analiza și hotărârea Consiliului de Administrație și semnătura Consiliului de Administrație. Este hotărârea AGA în 2017 în care ați votat și dumneavoastră că este oportun. Trebuie să veniți cu o hotărâre a Consiliului de Administrație la AGA. AGA deocamdată votează ca și cum ar fi propunerea. Nu, domnul președinte. AGA a votat în 2017, a votat și discutăm noi. Acum este o revenire la o hotărâre AGA din 2017. Da. Este o revenire la o hotărâre AGA. În 2017 este o hotărâre AGA. Trebuie să vină în fața lui AGA, în fața Consiliului Local, o hotărâre aceea AGA. Nu pot să vin cu o hotărâre AGA la o hotărâre AGA. Ce sunteți Consiliul de Administrație? Dar s-a mai dat odată o hotărâre AGA pentru terenurile astea. Este dat o hotărâre AGA. În 2017. Deci atunci de ce nu o folosiți pe aia? Ce s-o folosim pe aia aici? Domnul Mateu, cum o folosesc? Am fost folosit-o să nu uit în terenul. Dau cuvântul domnului Roșescu, deja s-a înroșit. Păi nu, dar... Adică fac hotărârea de la hotărârea. Numele pe care îl pot. Da, da, da. Deși așa se pare. Dar nu știu. N-am motive să mă înroșesc, dar asta nu-i fel. Asta nu-i fel. Asta nu-i fel. Asta nu-i fel. Dar trecând pe treaba asta, n-aș fi intervenit dacă domnul consilier Bucur n-ar fi invocat numele meu. Și îmi aduc aminte când domnia sa era președinte de ședință, pe ordine de zi au fost 4 informări. Toate se terminau cu formularea. Nu o să o spun exact, dar față de cele nu știu ce prezentate, propuneți sau propuneți cele legate. Cu acest fel de formulări, Consiliul Local, care este un form decizional colectiv, este pus într-o anumită dilemă sau, cum să spun, băgat în ceasă, să mai exprim în termen de popular, așa. Deci, ce să propună Consiliul Local? Ce hotărâre se ia dacă, așa cum domnul Bufur preciza, nu a urmat, au urmat toate etapele, o eventuală hotărâre a Consiliului Local, că singurul act pe care Consiliul Local îl adoptă sunt hotărâre, sau e hotărâre. Și atunci trebuia expunere de motive de raport de specialitate, compartiment de resort, avizul comisiilor și așa mai departe. Deci toate etapele anterioare adoptării hotărârii din Consiliul Local. Ceea ce s-a, cum să spun, am vrut să precizez data trecută la ședința trecută, mi-a fost cumva ușurat sarcina așa de către domnul președinte de ședință de atunci, domnul Bucur. Acum să vin iar cu o informare. Și iar așa și lasă lucrurile în ceață. Deci de precizat. După ce s-au parcurs etapele respective, de la Consiliul de Administrație, AGA și așa mai departe, dacă este oportună luarea unei hotărâri de către Consiliul Local, în baza expunerii de motive, a tuturor notele fundamentale, a raportului de specialitate, a avizelor comise, hotărâri se atribuie sau se dă folosință suprafața de teren situată în hotar, numărul cadastral sau care este societății cu pentru hotarul obiectiv. Cam așa trebuie procedat. Ca aminte, ne pierdem vremea în discuții și, cum să spun, în invenții sau că să avizăm, că să facem, dar care nu știu, dacă pe lângă lege sau să legale. Am așa. Da, am de aceea, aș avea rugămintea, nu am plicat domnul președinte, okay? Aș avea rugămintea față de executiv să vină, cum spun, cu toate elementele acestea bine conturate. De aici încolo.
Iar în ceea ce îl privește pe domnul președinte al Consiliului de Administrație la Curtea sa, i-aș face o recomandare. Să nu ne mai dădăcească într-atât că ce-am făcut, ce-am aprobat, cum am aprobat, dacă e bine, dacă nu e bine, ci la, ar fi recomandate ca domnia sa să înțeleagă că acest Consiliu Local, chestiune pe care am mai discutat, așa mai adus în discuția forumului nostru, este autoritate tutelară, cum îți spune doamna secretar? Autoritate tutelară. Față de companie. Exact. Deci, să vină. Deci, răspunde la întrebările pe care le are. I se pun, aduce informațiile necesare, dar nu încearcă să, știu eu, să disciplineze de unul sau pe altul. Sau... Ați înțeles, da? Am înțeles, domnul. Am cele pentru domnul. Dar nu cred că sunteți în replică cu mine. Eu sunt consilier. Dar nu sunt în replică cu dumneavoastră. Dar nu. Ca o explicație la ce-am spus. Poate informare. Cu explicații la ce? Ca o explicație. Deci noi nu am sărit pași ce înseamnă hotărâre de consiliu, hotărâre de a sărit, n-a spus niciun. Mai este o hotărâre anul 2017, semnată de coacoală cu Consiliul Local. Este o hotărâre ARA. Este o hotărâre ARA pentru exact ce ați discutat. Dacă este referire la ea, spune că... Păi să ne spuneți cum ce nu știu. Hotărâre, hotărârea numărul 10, deci nu am ferit niciun pas ca să vă dăm noi în ARA, iar un altă ce-mi luat cu hotărâre. Deci, pe 4-a 5-a 2017, da? Așa, în hotărârea generală acționarilor, să ce cum? Își exprimă acordul de principiu privind identificarea a două amplasamente pentru depozitarea deșeurilor vegetale și a deșeurilor din construcții. Da. Deci nu este ce mai ce este. Păi și acum... Ați venit pe informare, că trebuie să vedeți cu hotărâre de proiect. Trebuie să aprobăm unul din cele două spații. Dar nu face hotărâre de proiect de Consiliul Local, dați face... Trebuia să vină domnul executiv cu proiect de principiu. Pentru identificarea care îmi trebuie să-l fac. Nu-i informare. Vă rog, domnul primar. Da. Vreau să fac o observație. Deșeurile din orașul Târgu Ocna nu sunt ale orașului Târgu Ocna, sunt produse de cetățenii orașului și așa cum spune Lică, sunt chiar proprietatea orașului. Aceea, modul de gestionare a deșeurilor trebuie să ne intereseze pe toți și mai ales pe Consiliul Local și sigur și pe primar. Pentru că Consiliul Local s-ar putea să dea alte companii, ori acolo, compania, că prestează niște servicii referitor la aceste deșeuri. Noi trebuie să asigurăm condiții ca această societate să poată desfășura în bune condiții serviciul pe care îl prestează, acest serviciu public. Referatul pe care l-a făcut compartimentul de specialitate de la mediu analizează că, trecând la aceste noi reglementări cu bele, cu codibare selectiv, crește și deșeul neconform, să spunem așa, sau deșeurile abandonate, dar în același timp și dorința cetățenilor de a aduce în anumite zile gratis deșeurile într-un loc anume. Mă refer la și la cele vegetale. Deci au venit cu propunerea, propunerea a fost însușită de compartimentul de mediu, care ce propunem astfel identificarea unui teren în zona stației de transfer a deșeului de bolna, care să permite depozitarea temporară pentru aceste categorii de deșeuri și eliminarea lor. Și pentru faptul că să ducem cât mai puține deșeuri la Onești sau la Bacău, având în vedere că au crescut foarte mult aceste tarife. În aceste condiții, noi am sus o informare privind adresa postului, în sensul că dumneavoastră, discuțiile au fost foarte bune. Acceptați ca executivul să treacă la identificarea unor terenuri zonă. N-a fost niciun pas până nu v-am informat pe dumneavoastră. Din discuțiile avut aici, necesitatea acestui spațiu a rezultat că este pentru deșeurile orașului necesară și vom informa Consiliul atunci când avem ceva concret. Pentru că nu știm la ora asta ce teren cumpărăm,
În ce zonă cumpărăm? Cum cumpărăm? Că noi am mai făcut o asemenea achiziții pentru terenul, dacă vă aduceți aminte cei care au fost în Consiliu, pentru adăpostul de câini. Când tot așa am consiliu, domnul a venit de principiu, hai să facem un anunț. Care va fi pasul următor? Dacă noastră și ne-a dat un executiv, încearcă să identifice. Vă pune niște anunțuri în zonă și vă spune, domnule, primăria este interesată să achiziționeze ei. Sau consiliul local, pe care da, facem publicitate, atât facem. Domnul interesată de un teren. O să vină, eu știu, George, cu cine vine și spune. Noi nu putem să luăm și proiectul de hotărâre, facem atunci când avem date concrete. Noi nu știm acum nici suprafața, nici dacă cineva este interesat. Deci am pus în dezbatere acest lucru. Necesitatea procurării acestui teren a rezultat din discuțiile care au avut. Și sigur că un aviz de principiu, dacă l-ați botezat așa sau cum vreți să-i spuneți, că este necesar pentru buna funcționare a acestei activități în oraș, nu cuptul are nevoie, ci orașul are nevoie în asemenea teren, pentru că acolo se vor amplasa contalele pentru tot felul de deșeuri reciclabile și să există o zi în care se ducă cetățenii acolo. Cam asta este problema. Și noi ce am spus? Am spus informare privind, poate greșit termenul, informare privind această achiziție. Da? Ia cam acest rol a avut. Deci propunem astfel identificarea unui teren de, pentru acest activitate. Da, mulțumesc. Și o întrebare. Dar acum care va fi achiziționat terenul? Cum verificare vom achiziționa acele tarife pe care le-am aprobat astăzi? Scad? Da? Nu vor scădea tarifele. Va scădea cantitatea pe care o duce. Dar știi că ce-i transport la stație, taxe de depozitare, dar nu mi-e lăsat la transport. Dar ce duce? La tor. Ele toate sunt la metru. Sau la tor. A fi sortată în vechi. Exact. Și atunci duce mai puțin. Asta este avantajul mare. Că noi acum, ca să ne încadrăm în costurile care au fost, dar scad prețurile. Pentru că ei pe platforma asta, deci eu nu pot fi ei ce fac? Toată mașina de gunoi care vine din oraș, o varsă acolo și încep să selecteze ce se poate selecta. Și atunci se reduce cantitatea de 2-3 ori, care o ducem la Onești, că înțelegem că în luna iunie-iulie se va porni stația acolo, sau pe care o ducem acum la Bacău. Și sigur că este necesară această plată. Dacă se aduce sortat, deja la doua parte și mai bine. Păi normal. Adică de la cetățeni acum. Păi nu, deja la cetățeni acum și vă informez că acest program pe care noi l-am instalat și vă invităm săptămâna viitoare pe 7, când pe 7, va fi o demonstrație în, aici în sală, vor veni și celelalte primării. Este un sistem interesant prin care ne-am dat a doua cubelă pe cartierele care sunt pilot acum. Poieni, Țărâncuța, unde am început Tăbăcare. Pentru că, cum funcționează? Au cod de bare fiecare container. Este un container pentru deșeu menajer, un container pentru reciclabil. Când a venit mașina, se citește codul de bare și apare la responsabila de mediu din primărie că s-a ridicat containerul. Cetățeanul are posibilitatea să marcheze dacă este plin sau jumătate. Dacă atunci când a ridicat capacul nu s-a selectat la cetățean, nu îi ridică containerul. Suntem acum a doua lună că ridicăm și se vede că cetățeanul înțelege. S-a crescut foarte mult cantitatea de reciclabil în aceste condiții, dar v-am spus că a crescut cantitatea de deșeu abandonat. Că cei care se certați cu încep să arunce pe puraie, pe întrebă, și atunci va trebui să venim cu alte măsuri, s-au dat și primele amenzi și vă rog foarte mult să faceți cetățenii să înțeleagă că nu putem să iertăm pe cei care nu respectă aceste reguli. Suntem acum în zona oraș Tăbăcari. Aici dorim să închidem containerele de la Popescu, din față de acolo la Sace, pentru că nu poate să treacă cineva acolo, mai ales duminica, pentru că într-o oră se adună la loc, dar trebuie să asigurăm condiții, în sensul că împărțim cubele peste tot. Și apoi zona Agălean, ca să dezințăm acel punct de la podul CFR, care este de asemenea foarte urât pentru toți cei care vin în zonă. Dar mergem treptat și încercăm să selectăm cât mai mult și cetățeanul să selecteze, dar și cei care deservesc acest serviciu, să înțeleagă, știți că și muncitorii erau anumit, amestecau ei ce selectau ce deși. Deci eu cred că este un pas înainte și sistemul cu cod de bare, suntem dintre puținii care l-am implementat și cred că este un lucru bun. Da, mulțumesc! Am o întrebare și totodată și un răspuns. De ce neapărat identificare spre achiziție și nu spre închiriere sau concesionare? Și am și răspuns.
contra sumei luați cu tirea de impozite și taxe în locat, care le-am. Deci, aproape, nu pot să zic așa de la deci, a fi și culmea, a fi și culmea, culmea o să mai plătesc impozite pe calitatea și să-l și locat. Dacă astăzi dați un anumit de principiu să achiziționăm, deja achiziția nu. Nu, prima ofertă la verde. Am făcut o ofertă și am spus de ce neapărat achiziție. Nu în chiriere, dar poate fi... Dar achiziția n-a spus cumpărare, dar chiriere, concesiune, donație, cum faceți dumneavoastră. Când vorbesc de achiziție, înseamnă să o plătesc. Când vorbesc de închiriere, vorbesc de preț de închiriere. Nu transfer proprietate. Când vorbesc de achiziție, înseamnă contract de vânzare-cumpărare. Adică achiziție, cumpăr. Nu da. Nici mai cumpărăm, dacă avem terenul dumneavoastră, Bogdane... Te-ai dispus pe o perioadă lungă de timp? Am spus. 25 de ani, 50 de ani, 50 de ani. Chiar atât de mult, da? 50 de ani. Mai mult decât poate au un proiect ce trebuie să fie proprietari. Poate puteți vorbea de proprietari. Dar vreau să sprijin orașul. Și luați-vă un calcul. Dar poate sunt care vor să-și dea ceva la primărie. Eu mai știu, dacă aveți mai mult, ca o fersă cu construcțiile. Da, mulțumesc că mai avem și... Vă vorba să reși închea mântuie. Ne interesează că a început achiziția. Asta e informare, domn primar, asta am vrut să le defez. Dar deja a început achiziția, avem prima ofertă din partea noastră. N-a fost achiziție, ea a fost ofertă. Ne-am arătat o intenție. Bun, deci a rămas asta de informare. Trecem la 10 întrebări, trebuie răspunsul. Cine? Am urgență, trebuie să plec. Cum să plec? Domnul Băcică. Noi trebuie să spuneți întrebare. Este ca și fascinanta întrebare. Ce se întâmplă cu drumul la Salina? Întrebare. Era prioritară pentru orașul pe Bărmas, cea cu fel la drumul Salinei, s-a început la alte trăzi. Are domnul primar un răspuns? Sau dacă aici, domnul administratorii, care nu mai mă am eu știu că drumul Salinei mai trebuia un aviz de la ISG, da? După ce am aflat ce s-a dat avizul, bine, s-a început altă lucrare, s-a așteaptă acum terminarea acelei lucrări și se va lua de Salinii a început. În sensul că se face partea din fața Salinii, pe unde se va dedea circulația. De la Salina, cum va fi copil, se lucrează. Ieri se lucrează la parte, din fața gării Salina, pe suport la fost la muncă, trebuie amenajat terenul, pentru că și Salina a pus la dispoziție partea drumului cu benzi și mulțumim pentru acest lucru și va fi dedeată circulația acolo. Trebuie să înțelegeți că drumul Salinii este într-un pachet de alte 6 străzi, 8 străzi. La strada de la Autogar până la Salina, strada Poetului Răman și strada până la Urcica, deci până la Chioșul Galben, este un constructor care a terminat lucrările de băcar și toată echipa s-a mutat în această zonă. Partea de începere, s-a emis autorizația de construire, din punctul nostru de vedere, nu mai sunt probleme ca să nu înceapă lucrarea. Nu pot să-i organizez eu constructorul care are niște termene și niște îngrijiri de șantier și inspecția construcțiilor care este tot timpul în control, cum își organizează lucrările. În același timp, pe același proiect și în aceeași autorizație de construire și în același ordine de începere, a fost strada Avrameancu, în fața forașului, strada Ștefan Constantinescu și strada Vasile Alexandre. Acolo este celălalt constructor, pentru că ei au fost în asociație. Eu spuneam data trecută că la început au spus să lucreze împreună și apoi și-au luat fiecare străzile, tocmai pentru faptul că, și acolo deja merge destul de greu, pentru că am hotărât ca toate rețelele de apă și canalizare, toate branșamentele la toate racordurile să fie făcute la cetățean. Să nu ne trezim cu spărcuri după ce punem asfalt. Și această stradă se ocupă alea. De asemenea, în același timp, a fost strada Coasta Măgurii și strada Gura Stănică. Este vorba de strada care vine din drumul național spre Parcul Măgurii.
Și acolo, începând de două zile, a venit autograderul, astăzi s-a făcut măsurător la terasamente, pentru că nu sunt dirigenți jantieri specialiști, cu comparator, ceasul comparator, mă uit așa astăzi, verifică cu mașina de 16 tone, cât se lasă mai mult, mai puțin. Adică sunt specialiști care lucrează și noi nu putem să intervenim și nu ne pricepem la dată. Deci cam asta e situația acum. Drumul Salinei este tratat cu toată importanța pe care o are acest drum pentru orașul. Vreți să mai intervenim? Da, am multe. După aceea dau cuvântul domnului Munteanu, care a rămas în ședință și vrea să vină. Vă rog. Domnul Munteanu, vă rog frumos. Nu, am multe, am multe. Da, eu vreau să mulțumesc Consiliul Local că mi-a făcut onoare să fiu de paralizat și la această ședință a Consiliului Local în care s-a supus discuția cumpărării terenului. Mulțumesc celor consilieri care au crezut și au dat seama de importanța proiectului care îl am și au fost de acord cu mine. Nu cer cum ar fi trebuit să cer conform legii administrației publice punct de vedere din partea celor care s-au obținut că așa trebuia să facă o trebuia să argumenteze despre ce e vorba. Doar că rămâne să discutăm poate vis-a-vis de cele ce da domnul consilier Bucur, să stau la discuții, să lămuresc mai clar ceea ce dânsii nu au lămurit astăzi sau care n-au, probleme care nu au fost lămurite, poate din cauza mea, poate din nu știu care cauze. Și să sperăm la o altă ședință, fie dacă aveți o ședință extraordinară, să puneți în ordinea de zi, pentru că eu vreau să rog la modul respectuos să nu mergem cu destinile unor orașe și destinile unor oameni. Așa cum a zis doamna Dumnezeu, eu mi-am pus pielea la saramură, luând bani din bancă și în continuare să nu credeți că doamna Leuleac vorbea de un proiect la Vila Ioana. Acolo eu am 100.000 proiectul și lucrarea a fost de 450.000 de euro. La ora actuală, în Moldova, lucrez la o vilă pe cont propriu, care este la 475.000 de euro, unde urmează ca în luna septembrie să vă invit cine dorește la inaugurare, unde vom face un complex de vile, cel care este la Vila Ioana, vila de la Ion Gas și Corpul C, care va completa acest centru de recuperare și tratament care v-am spus. Așa cum am precizat, aștept să fiu invitat la o ședință viitoare, când poate, dacă sunt întrebări, vreau să le clarificăm. Consider că eu poate n-am fost suficient de explicit în această ședință și sper într-o luare a unei decizii viitoare de bun augur. Fac precizarea că la Slănic, eu fiind de la Aldi, colaborez cu PSD-ul. Sper să colaborez aici. Mulțumesc! Da. Doriți și un răspuns scurt, domnul Munteanu? Amendament? Într-adevăr, nu ne-am explicat votul de abținere. Dar dacă vreți să știți, nu am fost suficient, n-am considerat că suntem suficient de informați în ceea ce privește precizările legislative la care s-au făcut referire. Nu am avut legea la dispoziție, nu am avut niciun raport de specialitate sub semnătura cuiva care să-și asume chestiunea de aia ce dumneavoastră a spus. Și până nu ne convingem cu adevărat, dacă, într-adevăr, toate condițiile care dumneavoastră mi le-ați expus aici sunt veridice, sunt în conformitate cu legea, până atunci le-am abținut asupra unui vot. Le-am abținut. Deci n-am zis nu, n-am zis da. Sigur, v-ați abținut, pentru că și legea, undeva de partea mea, că legea cumpărării concesiunilor funcționează. Da, dar nu trebuie să ne obligați. Nu este nicio obligație, de aia. Da. Deci puteți să transformați concesiunea în cumpărare, dar nu este obligatoriu. Da, deci. Să nu fiți supărați pe mine. Vă rog, bine, că n-am fost prea convingător. Domnul Voce, că aveți mai despre canalizarea care trebuia să fie gata anul trecut, în noiembrie, cetățenii doresc să știe cum e gata. Da, legătură cu canalizarea.
atunci. Analizarea ultima plată s-a făcut constructură în decembrie 2017. S-a trecut la recepția lucrării și probe tehnologice. Au fost câteva intervenții pe strada Salinii și la Lucele. La stația de epurare am fost alte. Sunt în faza de probe tehnologice și constructorul este obligat să finalizeze această investiție, care este cea mai investiție care a avut orașul, 27 de km de canalizare și stație de punare de 1 de euro. Sigur că este destul de complicat să pună în funcțiune, dar ei sunt în zonă și rezolvă toate problemele care sunt. Recepția se face cu un robot care merge, filmează, verifică, se face și hidraulic. Adică se va da fi o lucrare care până la urmă va funcționa și va satisface orașul, chiar dacă a durat mai mult decât s-a estimat și chiar dacă a creat un disconfort cetățenilor orașului. La ora actuală avem peste 70% din oraș cu canalizare, ceea ce este foarte bun și o stație de epurare nouă care nu au multe orașe din Moldova. La domnul consilier Pavalache s-a săpat de 14 ori într-un loc. S-a acumulat pomoara. Da. Deci nu e nicio problemă. Mai poate săpa de 200 de ori, păi chiar nu e nicio problemă. Da, da. Deci haideți ca să nu fim specialiști noi. Acolo au venit cei care au făcut constructorul și o să scoată de 20 de ori, dacă de 20 de ori trebuie să facă. Pe bani, pe aceiași bani. Nu plătește nimeni un ban, să știți că este dirijit de șantier, sunt fonduri europene acolo, nu se joacă nimeni. Contribuția localității este 1,84% din totalul în lucrare, așa că nu pot eu să-i spun de ce investește la acolo. Dacă nu s-au priceput, dacă au fost probleme, într-adevăr, pe Mulțele au fost cele mai multe probleme. Și la Cântara aici s-au găsit câteva fisuri, dacă s-au găsit în conducta de ceramică sau garnitura de la conducta de ceramică, s-a scos și s-a pus afară. Până la urmă, eu știu că este un disconfort și domnul consilier Pavalache, am știut, am înțeles, n-a fost ușor pentru toți cetățenii din Mulțele, nici pentru domnul Pavalache, cu toată lumea spune de câte ori să sapă, dar nici nu puteau lăsa nevenire fără să facă nevenire. Vă informez că astăzi o să fac iar, în același loc. Și întrebarea mea era așa, dacă tot mi-a spus minimumile aici. El, dacă un meseriaș oarecare face aceeași lucrare de foarte multe ori în același loc, deci face același lucru, repetă mereu același lucru, înseamnă că nu o face bine, nu? Așa înțeleg. Ajunge artist. Adică, nu știu, aici e problema. Ori îi place. Așa, avea și o întrebare. Domnul Mucicoare, să ați reușit? Da, să alege cățenilor, nu sunt ale. Domnul, am întrebat. Am să aveți posibilitate când vă apucați, să spuneți în bilade, fiecare notează și de la un dat. Vreau să-l întreb domnul Vite Cipotaru, la sesizarea care a făcut o ședință anterioară, în ce stare înseamnă o problemă la farmă. Vă spun, lumea este foarte nemulțumită de prețurile care se sau care se practică la aceste farmacii. Trebuie să facem ceva, trebuie să iau o măsură neapărat. Nu există concurență. Suntem morți. Din punctul ăsta de vedere. Și ne-am contactat așa cum am spus. Nu, dar nu sunt așa instituția. Instituția nu se face nimic, v-am spus. Sesizări la oficiu, concurenții și la protecția consumatorului. Lăsați să facem concurență, era atât în pobără. Că da, am făcut, domnul. Haideți că am făcut la toate, nu putem să spunem aici, nu trebuie să știe dacă afla sau află de la televizor că am făcut, nu-i bine, am făcut toate demersurile necesare. De ce trebuie? Pot să vă spun, către instituțiile care trebuie să facă acest lucru. E o problemă care a ridicat-o și care, într-adevăr, se va rezolva și o rezolvă cei abilitați să facă acest lucru. Pentru că așa este, cum spuneți noastră, prin diferite mijloace, practic avem o singură societate care are monopolul pe toate farmaciile din oraș. Am înțeles. La intrarea în Mulțele. Spuneți-le pe toate. Da, pot spune. La intrarea în Mulțele există o gură de scurgere din canalizare care se duce direct în râul Mulțele. Ceea ce nu cred că este tocmai corect cu mediul, da? Ca să zic așa. Doamna Anuței și domnul Martin au depus niște întâmplări sau niște sesizări la primărie, de luni de zile, și nu ți-a dat răspuns în temeiul legal, de 30 de zile. În legătură cu? În legătură cu.
de versarea țevii în râul Cica, în legătură cu trecerea trenului din B în A și așa mai departe. Ce se înțeleg? După cetățenii se adresează degeaba primăriei, adică în termenul legal nu puteți găsi, domnule, nu aveți dreptate, nu, da, veniți la primărie, haideți să rezolvăm problema. Deci sunt tratați cu ce? Cu interență? Nu cred. Noi până acum nu avem nicio sesizare, că nu am răspuns în termen. O să le verificăm dacă aceste două sesizări cu privire la categoria de impozitare, nu cred că există vreo solicitare în sensul ăsta. Da. V-a rugat de o luni de zile ca pe strada Capitan Mășină să dispară materiale de construcții care sunt pe trotuar. A spus că da, v-ați notat și a zis că se rezolvă. Nu s-a rezolvat nici acum. În ce zonă, domnule? În zona de, cum povorați din Ungară, în partea de altă. Dar știți foarte bine că trece scudastele pe acolo, nu e o problemă. O altă problemă ar fi iarba din parc, care a ajuns până la brâu aproape, da? Cum e obligația buctului sau conseca care trebuie să posească iarba? La cât centimetri trebuie să o posească? Când ajunge la 2 metri? Da. Sau ca și la amnaș, dacă să fie posită și luată? Întreb. Mai aveți întrebări? Da. O întrebare, dacă se fac zilele orașului. Dacă suntem mulțumiți de lucrările care s-au recepționat sau nu, nu știu precis, așa, a trotuarului de la Locuie, care coboară până la scuce de lume. Sunteți mulțumiți? Au fost făcute bordurile? Întreb. Așa prevede proiectul? Vreau să știu și eu. Și am vrea, când e vorba de proiecte, să fie arătate și consilierilor. Nu să votăm așa proiectul, uitați așa proiectul, votați. Vrem să vedem și noi niște parametri tehnici, că mie mi se par că străzile, de exemplu, cele care au fost făcute, cele patru străzi, sunt prea înguste. N-am avut pe tăbătare unde să trec mașină lângă mașină. Așa e proiectul, nu? Și trebuie să stabilim niște standarde. Eu așa știu că se lucrează în construcții după standarde. Nu ajungem să se surde strada de două ori și pe urmă să știm cine face strada. Mai stăm puțin, strada din, cum îi spun, de la Lucoil, stă de două săptămâni în lucrări, poate să mai stea două luni, că nu răspunde nimic. Cu ce spuneți? Discuția de materiale prosecutare e expusă pe tindere. Chiar sunt bogate, pot să fac nicio problemă. Ce mă deranjează, de fapt? Că toți comerciați din zonă și expune marfa pe sorta. Nu numai. Dar de el mare. Nu o zis că și o expune. Putem merge să vedem. E expus și acolo. Și la rame, și de la roșu, toți își expun marfa. Și seara, ca să fie asigurat, e băgat în ochi. Nu știu de ce, numai în zona greu. Eu vă rog, vă să respectați legea. Dacă aveți ceva de comentat, faceți sesizare la primărie, la prietenii dumneavoastră și să îi rezolve pe ceilalți. V-am ascultat. Și eu v-am ascultat. Deci ai ceva cu o persoană, nu știu, tu sau altul. Ce deranjează? Cât e taxe și impozite plătești pentru ca cetățean la primărie și cât taxe și impozite plătești de ceilalți? Și câți angajați are să cerem? Păi hai de toate să pune de pe tot orașul și plătiți taxe și impozite. Da. Nu vine așa? Da. Dar tu care faci frecții la mor și o plătești așa, un leu? La care morți fac? Păi nu știu la care. Vă rog frumos, păstrați un dialog. Deci, și în vocea. Păi, discuția vreodată, te-o reclamam vreodată că nu, ai avut niște beneficii cu orice profit. Vă rog frumos să plătești impozite. Vă rog frumos să deci ai un profit. Și dacă e voie, care e nevoie, reține să te filmăm, să vedem vă rog, cum te duci. Nu vă oferiți, vă rugați. Dacă deci nu vă să aveți o discuție specializată. Nu, e vorba de materiale de construcție, da? Am vocea mai mare, ca să vă rog, să fac copii. Așa că, domnul primar, vă frumos. Haideți să câteva răspunduri. Eu observez problema, s-a rămânit problema cu materialele. Tocmai așa, în acela lucru, vreau să spun și eu, că este zonă comercială și se expun materiale în mai multe zone orașului, cu iarba din parc. Deci cum tu lucrează, nu numai cu primăria, dar în relațiile cu primăria, cu
comandant să cosească la fiecare 5 cm, cosește de 10 ori și dă bani. Și atunci, în locurile în care nu este necesară cosirea atât de des, cum este, facem între locuri, dacă acolo se joacă copiii, în parc, unde sunt locurile de joacă și de, pe aleile unde circulă lumea, cei care vin acolo, acolo se joacă mai des. Dar în părțile laterale și chiar în partea dinspre, între lac și drumul care merge în gura Sănicului, acolo chiar nu se cosește niciodată, pentru că nu are sens să dăm bani. Parcul are 12 hectare, 12 hectare cosit din 2 sau de 3 ori, costă foarte mult. Și de ce lăsăm coasa până aproape de zilele orașului, ca atunci când avem zilele orașului, vin cetățenii, să fie iarba cât mai mică. Eventual la iarbă, Atunci în care eu trebuie să ne ținem și păcat să dăm, să cosim atât de des, că acolo unde se fac grătare, se cosește mai des, așa am stabilit noi ca să facem și economie, pentru că se plătește fiecare metru pătrat. Cu iarba din parc. Anul trecut au fost 12 cetățeni care s-au interesat de această iarbă din parc. În acest an, dacă aveți persoane care sunt interesate să ia iarba din parc, depuneți cereri la primărie, este calculat acolo nu știu cât e metru cub sau ce se vinde ăla, și vă rog tare mult să le spune să înscrie. Condiția este ca nu taie iarba numai acolo unde este mare, ci peste tot. Și atunci ei nu prea vin acolo. Mai sunt dintre cetățenii care lucrează și care iau această iarbă și iarba din parc nu este bună pentru animale, pentru că ea are de toate nea. Și dopuri, și sticle, și nu, animalele nu prea mănâncă. Dar asta pentru, iar dacă știți oameni care vor să înscrie, se ocupă cei de la administrarea parcului și cât mai mulți cetățeni să vină, să ia, că ar fi foarte bine dacă ar lua-o, ca să nu mai cosim noi să dăm bani, să scrie. Cu zile orașului. Consiliul local, va hotărâ în luna iulie, zile orașului. Și de bordurile pe drumul național, dacă am înțeles bine, pe Republicii, unde s-a introdus și a dus, și acolo s-a mai desfăcut de vreo 2-3 ori, pentru că trebuie să înțelegeți că diriginții de șantier și cei de la Inspecția Construcțiilor nu permit să se încalce. Acolo s-a suprapus undeva conducta de refulare, conducta de colectare și a trebuit să scoată socolul. O să verificăm dacă bordurile sunt bune sau nu, dar să știți că există o perioadă de garanție de 2-3 ani de zile. Nu știu exact termenul acum, nu știu de când se ia, de la finalizare sau de la recepția. Trebuie să știți că sunt caiete de satul omului. Hai, domnule, cum știți de când se ia, de la finalizare sau de la recepție? Aici sunt trei. Unele se ia de la data recepției finale, atunci se intră în garanții, alta de la ultima parte, dar de la ultima recepția finală. Și sunt fonduri de garanție, sunt niște bani care sunt păstrați și din acei bani se vor repara tot ce este ulterior de supostată că s-a stăcat. Muntele de pământ care apare lângă parc are aviz ecologic, aviz de mediu. Ce se întâmplă acolo? Vrem să știm. Mai jos de ferma dumneavoastră. Este un munte, clar, acolo, moloz. Ne puteți spune ceva cu mâștii? Molozul din parc. Nu se care singur, să știi. Molozul, nu știu la care e molozul. Molozul din parc este pozitat în diferite puncte pe care le indicăm noi. Jos la piciorul podului au depozitat cei cu ANL-ul, au dus o cantitate și acum o cară înapoi, trebuie să stupe fundația acolo și deja sus. Iar la celălalt, fiecare cetățean care dorește să are diferite denivelări, trebuie să te bucuroși să anunți la primărie, pentru că fiecare constructor care vine, de exemplu, acum avem la domnul Glonț, la Poet. A venit tocmai, zis, domnule, am o groapă mare, care răstu, chiar vă rugăm să recomandați terenuri degradate, pentru că lor le convine să le ducă. Începem acum cu drumurile. Dacă cineva are un teren unde are nevoie de umplutură, de exemplu, a dus la Bogat, spre Biserica Catolică, în pârâul ăla, acolo, acolo. Chiar spuneți-le să vină, pentru că noi trebuie să identificăm. Când deliberăm autorizația de construire, el spune, unde duci de pământul? Discuțiile încep acum cu drumurile și cu canalizarea. Și unde avem solicitări, ducem pe rugăm, gratis sau contrapost? Gratis sau contrapost? Dacă și-l duce, și de ce?
se aude că e gratis, atunci o să avem solicitări. Eu cred că cea mai bine, doar că ca să trebui, dar și pe site-ul primăriei aceste informații, ca cetățeanul să afle. Da, toată numai că este pământ cu asfalt, cu bolovan, cum vine de acolo, e pământ fertil. Da, da, da. Dar dacă aveți locuri, vă rog tare mult să anunțați la urmă. Bun, dacă știe că e gratis, iau ceva. A, nu. Deci cel constructor are un deviz trecută de plasă. Cât e mai aproape, cu atât convine mai mult lui. Și tot pământul care se scoate, trebuie porțile de pe terenul de sport de la șpanul 1 de jos au dispărut. Are loc o demolare a unei clădiri, cred că fără aviz de demolare, cum ar trebui. Nici de asta nu știți. Da. Dar da, mai am o chestie. Da? Are domnul da. Dacă mă în perioada 6 mai, în orașul Cea de Munca, care ne-am împărțit din Cătăuzia, ansamblul nostru de la Casa de Cultură a ținut un spectacol acolo. Am fost și eu prezent la invitația domnului primar, a fost și domnul președinte al Republicii și președintele Gădăuzii, a fost orașul Târgu Ocna reprezentat pe cinste acolo și trebuie să ne bucurăm că am făcut orașul cunoscut. De asemenea, 1-2 și 3 iunie, ansamblul Casei de Cultură va fi la Cetatea Albă, unde este un festival de ansambluri folclorice și unde am fost invitat și ei, din polonezi, și unguri, din toată zona. Și... Da, cam atât am fost să... Sunt invitat pe data de 3 în orașul Rei, din Ucraina, unde vom semna un protocol de înfrățire cu orașul Rei. Orașul Rei este chiar lângă Galați. Este un oraș din Republica Ucraina, aproape din Cunanța, cu Moldova. Toate aceste înfrățiri au rolul de a ne cunoaște mai bine și să vorbiți, vă rog, și cu agenții economici din oraș. Vedeți că numărul ucrainenilor și moldovenilor care vin în oraș este în ce mai mare. Mulțumesc! Dacă tot avem ansamblu care e plătit de la buget, ansamblu folcloric, nu ar putea ca și cetățenii orașului de vom să beneficieze măcar o dată pe săptămână de prestația lor sau să pună în valoare sala din Mina Salina pentru a atrage turiști? Întreb. Casa de Cultură este renovare. Noi plătim salariile și le iau. Nu că nu își fac datoria, dar putea primăria să facă un spectacol săptămânal pentru cetățenii orașului și turiști. O parte din ansamblu din salariații de la Casa de Cultură au participat și la evenimentul Colegiului Național, la festivitatea centenar și la manifestarea care a fost aici săptămâna trecută în piațetă. Au avut și împreună cu copiii pe care îi susțin și care îi antrenează, au avut o evoluție de... Perfect. Nu 5 evenimente pe an, în fiecare săptămână, într-un loc stabilit, să vină cetățenii de la 7-8. Nu mult. Da? Că întâi să cred că am luat degeaba țambalul cu 100 și ceva de milioane. Dar nu l-am luat. Nu l-ați luat? Da. N-ați făcut informare, că așa ar trebui. Domnul Zahar, la riscă și eu. Mai vrea și vă întrebarea la colegi ca să... Doar o mică informare așa, am avut discuții cu membrii ansamblului eu personal pentru a face spectacole în Salina și chiar astăzi am avut o discuție cu domnul Mihai Teleacu, parcă așa îi spune, poate îmi greșesc numele, n-ar vrea să îmi greșesc, și cu băiatul ăla care e la biserică, nu știu cum îl cheamă, n-am cunoștințe, da, n-am cunoștințe de unde dumneavoastră. Au venit, am discutat, să vedem cum își fac și dumneavoastră programul și vor fi niște spectacole în Salina. Noi eu le-am propus undeva în miezul zilei, că atunci cei mai mulți turiști. O să vedem cum o să fie. Și dumneavoastră o să-și spună graficul, vor face un afiș, asta i-am rugat să fie un afiș care o să-l datăm de fiecare dată. Pentru că nu poate să facă nici ei de fiecare dată alt afiș. Vom avea același afiș și vom plânta. Dar data de va fi un spectacol, nu știu cum să spun, dacă săptămânal dumnealor urmează să-și facă graficul din spectacol. Am avut discuția asta. Cel care se respecta un grafic din ianuarie, pe săptămână, dacă nu pe zile, până la sfârșit, cam ce putea să vedem în perioada respectivă. Nu avem așa. Mai avem un program de evenimente, de exemplu, pot să vă informez că în acest moment există sub egida, mă rog, cine cunoaște problema, este o doamnă Nechita care se ocupă de artă și
știu eu, diverse manifestări, care e destul de cunoscut, nu aș putea să dau eu prea multe detalii acum, care a fost o primă etapă de acest simpozion anul trecut la Slănic, cu oameni de televiziune și din zona artelor, din India, din Cehoslovacia, dacă nu mă înșel, din China, mi se pare. Anul acesta, deocamdată, au sosit deja delegații din India și astăzi au fost pentru prima dată la Salina. Deci, la Slănic Moldova va fi evenimentul, dacă nu mă înșel, către sfârșitul lunii iunie și ei deja au venit și lucrează, adică pentru evenimentul care va fi. Odată cu acest eveniment va fi și o formație de muzică care o să fie popularizată la momentul respectiv, chiar pentru a stabili, la sfârșitul săptămânii viitoare, pentru a stabili toate detaliile, vor fi prezenți membri acestei formații, să numesc așa, care eu zic că e destul de cunoscut, am înțeles că a ținut spectacole chiar și în afara țării. Dar încercăm să avem un program sau un calendar al evenimentelor care să nu se suprapună în oarecare măsură peste alte programe. De asta vreau chiar să mai fac o informare și cu asta am închis. Cred că datorită asfaltărilor și lucrărilor din zonă, pentru că va trebui cu diriginții de șantier să stabilim noi deja pentru calea de acces lângă releul de dens, care va constitui rezerva pentru circulație, deja s-a finalizat licitația, s-au semnat, deci cei de la drumul Moldova au câștigat licitația la București și va trebui să ne punem de acord cu dirigintele, nu știu cine, dirigintele de șantier, de la constructorul dumneavoastră, astfel încât să clarificăm un grafic de începerea lucrărilor și cum le abordăm. Cei de la Construcții Moldova au venit și astăzi pentru a stabili acest grafic, dar așa de aglomerat a fost ziua de astăzi, pentru că n-am lucrat două zile și lucrurile s-au acutizat și a rămas să stabilim o întâlnire astfel încât dumnealor vor să știe să înceapă lucrările. De asta va trebui să vedem cum clarificăm săptămâna cealaltă asfaltarea celor, până la urmă, celor două căi. Pregătirea asfaltării pentru cele două căi de acces, pentru că va fi delicat. S-a intrat, vedeți, legislația este atât de cruntă, pentru a demara un proiect, astfel încât există pericolul să intrăm în plin sezon și să-l dăm total peste cap cu aceste lucrări. Dar, ce să facem? Asta e, va fi probabil la un moment dat și bine. Dacă lucrurile merg așa cum merg în țărișoara asta. Domnul vice, din punct de vedere la activitățile culturale, săptămâna trecută, domnul Ion Moravo, care e cunoscut astăzi de către noi cei mai înțelepți, corespondent la Ziarul Deșteptarea, dar este și scriitor și a scris din nou carte și a lansat-o aici la Clubul Elevilor, a avut invitații, dânsul a avut invitațiile de la privat, de la onești, oameni de cultură, de literatură, a fost și sponsorizat de către CRU, a fost de asemenea și corul Târgoviște Dacia, care conduse doamna Lucica Mușa. A fost un eveniment frumos, a fost un eveniment încercat să fie mai restrâns, dar chiar au invitați din mai multe localități. Și ales Târgoviște, poate că este o aleșteană, deci Târgoviște este preferată de, și de către oameni de cultură. Mulțumesc! Vreau să fac o precizare că ansamblul care funcționează și ansamblul folcloric care funcționează la nivel de oraș are doar doi salariați angajați ca și referenți culturali la Casa de Cultură. Cel de-al treilea este gestionarul patrimoniului de la Casa de Cultură, iar ceilalți membri din componenți sunt pe bază de voluntari, pentru că sunt angajați fie ai Episcopiei, parohia Buna Vestire, fie la Clubul Elevilor, fie în alte activități. Deci, ansamblul sau partea care sunt salariați, cu siguranță se implică la toate evenimentele care le organizăm de către instituția noastră. Ceilalți vin pe bază de salariat și pe
cu scuze de delicoare, noi ne-am scăpat o problemă și am vrut să revin cu ea. Este vorba de acel indicator pentru orașul Târgoviște, care vă rugați, eu insistam să fie plantat acolo la Orești. Nu mi se pare normal să avem un indicator de Mercurea Ciuc, să avem de Grănic, Moldova, să le avem și pentru noi. Deci, în zona acelei intersecții, am avut, cred că, chiar nu știu câte oară, nu mai contează de când, dacă nu, putem să facem noi scris. Și noi am făcut atâția să o revolvă, că văd că a trebuit să iau jocul. Și cât costă un indicator și cât durează la o aprobare. Că așa cum cei de la Moinești au acolo un indicator care să ne fie cu iertare. În Moineștiul unde ești, să fie și pentru Târgoviște. Dacă tot vrem să... Nu mă iertați, mă aștept la Mercurea Ciuc. O perioadă de timp au omis cu bună știință să nu pună indicator spre județul Bacău. Da. Pentru că așa erau cei din administrația locală de acolo. Dar aici chiar e absolut necesar. Avem adresele făcute de drumul național, niciun înseamnă de asta nu se pune după aprobarea lor. Colaborăm destul de greu, pentru că în gura Stănichii s-au apucat de varianta, acum cu avare, cu drumul care este închis, s-au apucat în gura Stănicului, au asfaltat 200 de metri, au plecat cu toate utilajele de aici, invocând faptul că au urgență la Albița și tot încerc mereu să-i aduc să termine partea asta de aici. Deci e greu de lucrat, nu fac ceva. Două adrese avem trimise pentru aceste indicatoare și nu se pune la mijlocul. Avem și adresă cu starea de disconfort din gura Zlănic, cu tot praful și cu traful. Da, dracu, e de indicatorul. Îl punem noi, să ne amendeze. Haide să-l punem, îl facem. Nu știu, praful ăla. Haideți să-l facem și să ne amendeze. Da. Ei, da. Cam am montat noi un indicator. Dar mai e o singură întrebare. Da. În legătură cu zona asta care e pe DN12, pe Zlănic, Moldova, o mai făcut ceva de mers, știți, știți. Eu am participat la ședința stăciului de urgență cu doamna prefect și cu toți factorii medicinii. Drumurile naționale au obligația de a face studiul liceu, o să vadă ce e acolo. A participat și reprezentantul Salinii, pentru că a fost tot felul diversiuni care ar fi implicată Salinii. Chiar mai mult decât atât, Roșu a venit ieri aici, a descurugat Sărina, că s-a uscat un pom în grădină. Sunt tot felul diversuri. Nu are legătură cu exploatarea asta, este de suprafață. E trebuie să facă studiul geo și să vină să facă. Am zis să ajungi în licitație. Și da, trebuie să achiziționezi studiul geo să facă. Cum să crești pe lucru? Mai cu ei, că așa tot ea și de teoretic se promoază și sunt grafic, dar când e vorba practic, vă scolatizează. Legislația, tot de gruntă ce vă spune. Practic, noi suportăm tot disconfortul tuturor turiștilor care trec spre Zlănic sau de la Zlănic, care trebuie să se apară pe un drum. Scade și numărul celor care se interesează pe Zlănicul, mai din cauza drumului. Și disconfort din câte gogă, nu pe Zlănic. Da. Dacă mai sunt probleme de ridicat, vă informați unde vă mulțumim pentru prezență și participare. Vă mulțumim pentru prezență și participare.